vis-a-vis de casa lui Lascăr Catargiu, e o altă casă monument istoric și asta este în prezent local. Pe de-o parte bine, pe de-o parte să zic că nu. De data asta e vorba de un soi de bar, de club de biliard, deci poate fi vizitată și asta. Asta este casa lui Iancu Otetelișanu. Familia asta, Otetelișanu, sunt de origine boieri-olteni din localitatea Oteteliș. Se păstrează o culă acolo până astăzi, care a fost casa originală a familiei. Și ușor, ușor se mută și ăștia la București, tot așa, pe același trend, să zicem, de la jumătatea secolului XIX, respectiv oameni care se îmbogățesc și care vor să vină în capitală ca să se afișeze în rândul lumii bune. În cazul ăsta, cel care se afișează pregnant este Iancu Otetelișanu sau Ioan Otetelișanu, un domn care deține în perioada aia concesiunea ocnelor de sare, minelor de sare și respectiv monopolul asupra comerțului cu sare. Adică asta era o treabă destul de importantă când sarea era singura sursă de conservare a alimentelor. Avem până astăzi în București, mai înspre apus, drumul sării. Da. Drumul sării nu-i degeaba acolo. Atesta una dintre rutele comerciale, era în afara orașului când se numea Drumul Sării, când a căpătat denumirea, atesta una din vechile rute comerciale care coborau din zona de deal munte, unde sunt ocnele de sare propriu-zise, către schelele de la Dunăre, unde se folosea atât pentru conservarea peștelui, că n-avea altă variantă cum, și totodată se exporta ca atare. Există și un document, se pare, de la, mă rog, un document, i-a atestat o speech a lui Vlad Dracu, tatălui Vlad Țepeș, care se referea la citatea Giurgiu, zicea că tatăl meu, Mircea cel Bătrân, a plătit cât un bolovan de sare pentru fiecare din pietrele cetății astea. Deci era una din principalele surse de bogăție. E, având monopolul concesiunii de sare, automat erai destul de predispus să te îmbogățești. Acum asta, nenea Iancu Otetelișanu, cam ca nenea Iancu Marghiloman, că de-aia să și pupă la nume, aveau și niște metode similare, adică nici ăsta nu era chiar băiat cinstit așa tot, în totalitate, dar avea o acoperire foarte bună pentru că era șeful controlului, este precursorul ANAF-ului. El controla pe alții, deci nu s-ar fi controlat, cred, pe sine însuși să vadă dacă a făcut matrapa zlăcuri. E ca în scena aia din nu mai știu ce film, când vine bossul de la partid și îl ia pe primar de urecă de ce nu fură mai ca lumea. Da, da, da. Și ăsta zice, păi cine o să te caute, mă? Eu? Cam așa, cred că dacă ăsta vorbea în oglindă. A făcut și el destule matrapazăcuri, adică, de exemplu, între proprietățile lui se număra și terenul pe care se găsește acum Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele. Avea o moșie acolo și omul își pusese așa, să vehiculează pe memorialistica vremii, că poarta de intrare, deci cum ne-am uitat noi aici, avea un as de pică pe centru, pentru că omul a ținut să se știe cum a câștigat el moșia aia, respectiv la poker și se pare că trișând. E, toate bune și frumoase, se îmbogățește omul binișor, vine în București, își face casa pe care o vedem aici, care are niște câteva influențe gotice și neoclasice, deci este iar un stil eclectic. Petre Antonescu, de exemplu, protestează, l-am dat în scris, despre amestecul ăsta așa, pe care îl consideră lipsit de gust și în contrar specificului național eclectic, dar la un moment dat ajunge și el să construiască nu exact cum scrie, că la fel se ciocnește de niște oameni cu bani care aveau viziunea lor, cum se întâmplă și asta, și care spune, bă, eu așa vreau să-mi faci. E, și aici se întâmplă cam același lucru. Interiorul este foarte reușit. Eu mărturisesc că, deși e deschis, n-am avut până acum ocazia să... Nu, s-a întâmplat să nu intru, dar l-am văzut în poze. Sunt picturi murale cu scene mitologice realizate de un pictor italian foarte la modă în secolul XIX, Napoleon d'Este, care se păstrează foarte bine până astăzi. Sunt lambriuri foarte interesante, adică interiorul clar este mai frumos decât exteriorul casei. Pe lângă locuința asta, al cărei formă definitivă, cum scrie acolo, este la 1890, nenea Iancu Otetelișanu mai avea proprietatea de la Măgurele și mai avea un local foarte cunoscut pe Calea Victoriei, hotelul și terasa de vară Otetelișanu, care se găseau pe locul actualului Palat al Telefoanelor, dar de aia vorbim mai mult când o să ajungem acolo. Așa că viața personală. E interesantă povestea lui Iancu Otetelișanu pentru că a fost un caz de bigamie acceptată. Omul era căsătorit cu Safta Câmpineanu, cu, nu mai știu dacă era direct sora, dar oricum rudă foarte apropiată cu Ion Câmpineanu, așa, cu care a avut o relație foarte bună, dar o mică problemă, că n-au avut copii. Și cum pe vremea aia nu era de neconceput că poate e chiar problema la bărbat dacă nu faci copii, și ăsta sub pretextul că își dorea neapărat moștenitor, se hotărăște la
o vârstă mai tomnatecă, să dea divorț de Safta ca să se recăsătorească cu Elena născută Filipescu, care era cu vreo aproape 30 de ani mai tânără ca el, în încercarea de a dobândi un moștenitor. N-a avut nici cu a doua soție, deci probabil că problema era la el. Așa, dar în schimb, s-a întâmplat o situație ciudată, pentru că Safta a spus că ea îl iubește în continuare și ea nu pleacă din casă. Și s-a ajuns să trăiască tu trei, ba mai mult decât atât, cele două femei la un moment dat s-au luat frumoșel de mână și s-au dus, unii spun că la Biserica Crețulescu, alții spun că la Biserica Sărin, la Mănăstirea Sărindar, care nu mai există, era pe locul centru Circului Militar Național. Și în fața icoanei Maicii... Comunism? Nu, nu este există? Demolat în timpul lui Carol I. Okay. În timpul lui Carol I s-au demolat mai multe biserici de către, bine, nu direct la inițiativa regelui, dar de către edilii din vremea aia Bucureștiului, ai Bucureștiului. În principiu, unul dintre argumente a fost din necesități urbanistice, lărgirea bulevardelor, crearea de bulevarde, că de exemplu asta Pache Protopopescu și-a luat destul de mult hate în epocă pentru că a demolat Mănăstirea Caimata. Mănăstirea Caimata s-ar fi găsit la Armenească, pe locul unde este zgârie noriu Bursei de Valori, București, astăzi. Din păcate, nici măcar o plăcuță nu se găsește până să marcheze locul, dar el a demolat-o ca să poată să tragă bulevardul. În schimb, pe Calea Victoriei sunt vreo trei, din câte știu eu, biserici. Ioan cel Mare pe locul Cecului, Sărindaru pe locul Cercului Militar și Metocul Episcopiei în grădina Ateneului, la care o să ajungem cu siguranță astăzi, care au căzut odată pentru că după secularizarea verilor mănăstirești nu au mai avut funduri să întrețină clădirile și alea amenințau să prăbușească și în situația asta au fost nevoiți cumva să le dea jos. Totodată, rămânând biserica fără avere, au scăzut destul de grav și personalul clerical. Aici facem o întoarcere un pic la Ilarie Teodorescu, la episcopul Constanței, de ce era preot văduv și călugărit, pentru că nu se mai călugăreau. Ne mai având fonduri mănăstirile, că n-aveau unde să stea efectiv și să se ocupe. Da, nu se mai puteau întreține și atunci e spectaculos câți dintre arhierei, dintre episcopii, mitropoliții români de la cumpăna secolilor 19-20 sunt la origini preoți care asta rămân văduvi și se călugăresc ca să suplinească personalul de conducere a bisericii. Am făcut așa o paranteză, că nu mai știu de unde am plecat. Revenim la cele două femei care s-au luat de mână și s-au dus frumușel la Mănăstirea Sărindar, da, și au jurat în fața icoanei Maicii Domnului că vor trăi în pace, ceea ce au și făcut, până la moartea Saftei. Ea moare întâi, după care moare la scurtă vreme și Iancu. În schimb, Elena Otetelișanu mai trăiește vreo 30 de ani și la fel ține una dintre casele cele mai cunoscute în lumea mondenă a Bucureștiului pentru balurile foarte elegante care se dădeau acolo. Și cumva lasă amintirea familiei. În prezent doar casa mai rămâne din tot ce a deținut familia Otetelișanu împreună cu capela de la Belu. Astea sunt singurele monumente care se păstrează pentru că la Măgurele există institutul și tot ce era din vechea moșie, din câte știu, a dispărut. Iar terasa de pe Calea Victoriei la fel se află astăzi sub teveliile Palatului Telefoanelor. Bun. Revenind acum la strada actuală, strada Mendeleev, o problemă pe care am avut-o eu cu comunismul este politica asta de a șterge istoria inclusiv prin schimbarea numelui de străzi. În cazul ăsta și cazul de față fiind valabil, foarte multe străzi care aminteau cumva de evenimente din perioada regimurilor anterioare au fost schimbate și în felul ăsta e extrem de dificil la un moment dat să te orientezi pe vechile texte istorice care dau numele vechi de stradă, când ți se spune că era o casă pe strada cu tare și tu încerci să-ți dai seama, bă, dar care e strada aia? Așa și n-am... Bun, reparație istorică, dar după 90 s-au mai schimbat numele încă o dată, dar de multe ori nu s-a revenit la vechea denumire, s-a dat alt nume. Și așa două cazuri flagrante și din start o spun că n-am nimic cu personalitățile în sine, tot respectul pentru regele Mihai I, dar parcul ăla se numea Herăstrău de 100 și ceva de ani. Și la fel, tot respectul pentru cine a fost Ion Voicu în lumea muzicii, dar parcul ăla se numea Parcul Ioanid. Da, mă rog, nimeni nu-i perfect. Acum am ajuns la următorul monument. Dacă te uiți atent pe perete, se vede placheta care amintește că în casa asta a murit Ștefan Luchian în 1916. Unul dintre cei mai rafinați pictori pe care i-a avut România și unul dintre primii care a spart monopolul academismului în pictură. Academismul la noi pus pe picioare de artiști de reală valoare, Teodor Aman în primul rând.
la un moment dat cam constrângea lumea artistică. Lucian, și la îndemnul maestrului lui Nicolae Grigorescu, al nume sonor, se hotărăște să schimbe un pic linia, atât în ceea ce privește stilul pictural, unde n-am cădere să vorbesc eu, cât și în ceea ce privește temele abordate. Este, prin excelență, pictorul mahalalelor, rămâne celebru tablou cu Mahalaua Dracului, așa, cu personaje din aceste locuri mai sordide. Era o perioadă când se încerca asta, promovarea imaginii occidentale a României, deși Bucureștiul, cinstit vorbind, chiar și în mult cântata epocă interbelică, în afară de insulița reprezentată de centru, era un oraș destul de sordid în zona mahalalelor. Lucian surprinde toate chestiile astea și reușește să-și continue activitatea până când, din păcate, doctorul Gheorghe Marinescu, pionierul neurologiei în România, îi pune diagnosticul fatal de scleroză în plăci, boală care până în prezent e nevindecabilă și degenerează în timp, ceea ce treptat i-a redus mobilitatea. A fost părăsit și de iubită pe tema asta. Cât de grav poate să fie boala asta pentru un om e greu de imaginat, mai ales că era o fire atletică, câștigase ceva maraton sau concurs de ciclism în tinerețe. Adică un tip sportiv și mai ales pentru un artist care trebuie să picteze și nu-și mai poate controla membrele. Și ar fi cunoscut faptul că îi se lega penelul de mână ca să poată să picteze și că la un moment dat pictori mai tineri, mi se pare că Palladi cu siguranță a făcut chestia asta, veneau și l-ajutau, de fapt pictau ei și el dădea tușele finale. Pe tema asta s-a parlamentat îndelung și Tache Ionescu a făcut o măgărie la un moment dat, că a refuzat să-i plătească niște picturi, spunând că un om în starea asta nu mai poate să picteze și cel mai probabil sunt falsuri, ceea ce s-a dovedit că nu era adevărat, ba mai mult se pare că a făcut și niște bănișori vânzând ulterior din tablourile lui Lucian. Iar faptul că a fost un mare om politic nu exclude să fi fost și o mică canalie în viața personală. Și asta dă și o schimbare a artei lui Lucian, trece de la mahalale la flori, mai ales celebrul tablou cu anemone, pentru că, nemai fiind mobil, este nevoit să picteze în spațiu închis și atunci florile devin una dintre cele mai bune teme abordate. Tot așa, legat de suferința lui, se pare că în casa asta s-a derulat episodul. La un moment dat s-a bucurat de un val de simpatie în societate, pentru că asta fusese oricum, pentru că schimbase stilul, n-a prea fost primit pe la expoziții, pe la cutare, a fost un soi de renegat al picturii și după aia suferința fizică adăugându-se. Mai multe personalități l-au stimat foarte tare, între ele s-a numărat Tudor Arghezi, care a reușit să-l convingă pe Enescu să vină incognito în casa lui Lucian și să-i cânte special maestrului. Și scena asta se pare că i-a emoționat pe mulți până la lacrimi. A murit în 1916 aici și rămâne până astăzi unul dintre cei mai cunoscuți și mai bine vânduți pictori români, ceea ce explică de ce este și unul dintre cei mai falsificați, împreună cu Grigorescu și cu Andreescu, mi se pare. Ca istoria casei, mai trebuie menționat faptul că cel mai probabil casa asta, dacă m-am documentat eu corect, a fost ridicată din comanda lui Alexandru Marghiloman, dar nu pentru Lucian, ci pentru o doamnă cu care avusese o aventură galantă. Și în felul ăsta i-a lăsat așa un cadouaj discret, o căsuță, după relație. Și fie că mai era doamna asta proprietară, fie că schimbase proprietarul, aici stătea cu chirie sora lui Lucian, de săracul a murit în chirie, îngrijit de familia surorii. Parcă Paulina, dar sper să nu încurc eu denumirile. Și a lăsat moștenire tocmai nepoatelor, ce brumă de avere strânsese în timpul vieții. E o casă cu o istorie mai tristă, să zicem, mai ales că în afară de plachetă nu se mai păstrează nimic, nu e niciun fel de muzeu. Ba chiar într-o perioadă, iar n-au nicio vină aia care au deschis, dar era băcănie în zonă. Na, ce să-i faci? Asta revenind la tema cu comuniștii și cu schimbatul numelor de străzi, treaba a fost făcută deliberat ca să acopere memoria istorică și la un moment dat chiar Păstorel Teodoreanu îi ironizează pe comuniști în privința schimbării denumirii bulevardului. În prezent e Iancu de Hunedoara, ăla care pleacă de la Victoriei spre Ștefan cel Mare. Da. Așa că ăsta se numea Napoleon Bonaparte în perioada interbelică. Iancu de Hunedoara? Da. Da, același. Așa, și comuniștii i-au zis Ilie Pintilie. Ceea ce era un pic o tranziție cam șocantă și de-aia Păstorel Teodoreanu zicea, băi, Ilie Pintilie, ia zic, cum zic eu ție, Bonaparte Pintilie sau Napoleon Ilie? Da, încurcă foarte mult cercetarea istorică. Bun, și suntem acum cam în centru zonei Amzei. Ne îndreptăm
către strada în prezent George Ienescu s-a numit înainte Alexandru Lahovari. Și în timpul comunismului minunat nume de cosmonauților. Așa, pentru că răspundea înspre casele lui Alexandru Lahovari, care astăzi nu mai există, mai există piața Lahovari, unde se păstrează până astăzi monumentul dedicat lui post-mortem. Așa, dar până acolo trecem pe strada Piața Amzei. Piața Amzei, pe lângă hala propriu-zisă, care are o moștenire istorică, ar mai fi adăpostit locuințele unor personalități, dar care din păcate nu se prea mai păstrează. Ni se păstrează, în schimb, două plăci comemorative care ne amintesc bine. Tehnic, la Nichita Stănescu se păstrează de apartament și nu știu dacă poate fi vizitat. Dar este zona unde a locuit la sfârșitul vieții Nichita Stănescu. Vreți să mergem să filmăm plăcuțele? Da. Bun, perfect. Așa, și aici, în schimb, lângă celebrul monument șaormeria la băiatul, glumesc, este să dă vis-a-vis. Asta era o glumă, nu e monument istoric. Așa. Dar dacă traversăm în partea dreaptă unde se termină blocul, o să vedem că se păstrează o placă comemorativă care amintește faptul că aici a stat drept chiriaș Ioan Slavici și l-a ținut la el în casă, fiind chiriaș de ceară și condiție de intelectual și de artist, pe Mihai Eminescu. Asta nu mi-a remarcat la dreapta. Remarca asta nu mi-aparține mie, aparține domnului Oprișan, dar subscriu la ea și am și constatat-o propriu-zis. Vis-a-vis de cultul pe care l-au românii față de Eminescu, nu știu cum Dumnezeule am reușit minunata performanță că aproape nicio plăcuță care marchează locul unde a trăit el nu-i pusă unde trebuie. Adică ori e pusă greșit și e cazul și al ăsteia. Asta trebuia să stea pe casele Gălășescu, care au fost demolate, dar care erau situate sensibil mai înspre Calea Victoriei decât unde se găsește plăcuța. Și se pare că singura plăcuță pusă bine, respectiv aia de la sanatoriul doctorului Suțu, unde a murit Eminescu pe strada Plantelor, sanatoriu iarăși nu mai există, e pusă la numărul corect, dar dă ca ziua morții 14 iunie. Și Eminescu e mor pe 15. Deci dacă am pus-o bine, a trebuit să greșim ceva pe ea. Asta e. Nimeni nu e perfect. Da, corect, dar la un moment dat e bine să nu insiști în direcția asta. Aici a fost probabil cea mai îndelungată ședere a lui Eminescu în București. Uite aici, plăcuța. Așa, a fost celebru trio de scriitori. Mie îmi place să fac paralela asta. E un soi de uniune culturală a provinciilor românești. Eminescu din Moldova, din Bucovina, Slavici Bănățean și Caragiale Valah Muntean, care au fost colegi de redacție la Timpul, la oficiosul Partidului Conservator și totodată amici, deși erau niște fir destul de improbabile. Dacă îl mai aruncăm și pe Ion Creangă în ecuația asta, deja face boom, doar că Creangă n-a locuit niciodată în București, deci prietenia lui se leagă de anii petrecuți la Iași de Eminescu, dar în perioada petrecută la București, adică spre sfârșitul vieții, vedem că scrie anul 1883, Eminescu fi mort în 1889. Aici ar se pare că a locuit cel mai mult Eminescu, pentru că la stilul lui de viață, adică trecând dincolo de orice teorie ale conspirației, că o fi fost asasinat sau ba, e clar că omul n-avea stilul de viață care să-l recomande pentru o longevitate. Că uita să mănânce, nu se îngrija aproape deloc. În momentul în care se lăsa prins de inspirație, fuma și bea cafea până la refuz, uita să se schimbe, uita să se spele. Titu Maiorescu, care a fost îndelung comentat că ar fi contribuit la moartea lui Eminescu, eu personal nu cred, dar e o discuție lungă, chiar i-a fost printre primii care a sesizat pericolul ăsta și a încercat să-l aducă pe Eminescu la el în casă. O să ajungem, sper, astăzi și la casa lui Titu Maiorescu. Este tot pe locul blocului Eva, dar în partea opusă de Mega Image. Așa, 2 săptămâni a rezistat Eminescu la programul pe care l-a impus Maiorescu, adică un program de om normal. Bă, mai culcă-te și tu, mai spală-te, mai mănâncă la... N-a putut să reziste, a plecat și a venit în casa lui Slavici. La Slavici nu e foarte clar că ăsta a fost căsătorit de 2 ori. Dar din câte știu eu, prima nevastă este cea care a avut grijă de Eminescu la prima lui ședere aici, că a stat de 2 ori în casa lui Slavici. Ea se pare că a și sesizat primele semne ale bolii care l-a răpus în cele din urmă și cumva a îndurerat-o treaba asta. Și aici sunt scrise mai multe capodopere eminescene, între care scrisorile.
scrisoarea întâia, scrisoarea a doua și celebra scrisoarea a treia. Așa, mă rog, mai cunoscuta, scrisoarea a treia. Și tot aici scrie pe lângă plopii fără soț, care se pare că are legătură cu peisajul urban bucureștean, respectiv cu strada Căderea Bastiliei, o stradă cu un nume inexplicabil în București, unde se găseau niște plopi și unde locuia Cleopatra Leca, fiica pictorului Constantin Leca, o doamnă frumoasă din București de atunci, de care Eminescu se pare că se cam îndrăgostise platonic. La el, în general, dragostele au fost mai platonice, se pare. Și trecea foarte des pe acolo. Bine, la un moment dat a rămas și prin curte o seară ca să mai privească la ferestrile doamnei și a fost găsit de slugi dimineața. Dar trecând peste treaba asta, e clar una dintre ultimile locuri unde creează Eminescu, că după aia, din păcate, sper să asta, posibil să încurc, a doua soție a lui Slavici este cea care contribuie cumva la închiderea lui pe motiv de nebunie. Că ea adeverește, vezi, doamne, faptul că Eminescu era nebun. Ceea ce, comparând condițiile în care a fost arestat și cu tare, nu prea rezultă, mă refer la săltarea din Baia Mitrașevski, nu prea rezultă că aveai de-a face cu un nebun, ci mai degrabă cu un om speriat. Da. Traversăm un pic ca să vedem și locul unde se păstrează plăcuța dedicată lui Nichita Stănescu, casa, dacă Eminescu e recunoscut de majoritatea criticilor ca fiind cel mai mare poet român din secolul XIX, părerea mea că secolul XX este dominat, cu excepția notabilă a lui Labiș, dar Labiș intră la rubrica mai degrabă ce ar fi fost dacă ar fi fost lăsat să-și dezvolte talentul, dar este dominat cu siguranță de către Nichita Stănescu, care are aici plăcuța, pentru că asta era blocul în care locuia. Nichita Stănescu, prin excelență, un mare boem și un mare risipitor. Am avut ocazia să stau de vorbă relativ de curând cu domnul academician Mircea Dumitrescu. Este sculptor, dar este omul, practic, ultimul om care l-a văzut pe Nichita în viață. El este cel care a fost alături de Nichita în momentul morții. Este arhicunoscută problema alcoolismului la Nichita Stănescu. Potrivit mărturiilor, inclusiv a domnului Dumitrescu, nu era un alcoolism deranjant pentru ceilalți. Nu-l văzuse nimeni pe Nichita beat. El bea ca să-și mențină o stare de euforie care îi permitea să creeze. Și asemenea lui Eminescu, se pare că aproape că nu avea noțiune de grijă personală. Mânca cum să nimerea și asta domnul Dumitrescu spunea, că mânca o fierte cu slan. Asta îi plăcea lui să mănânce, ceea ce, iar nu-i cea mai sănătoasă, gustoasă poate, dar nu-i cea mai sănătoasă treabă de mâncat. N-avea mobilă în casă, ușa lui era permanent deschisă, dacă intra în discuții nu își mai dădea seama cât e de târziu. O neglijență de asta. Da. Pe de-o parte, greu să ne exprimăm noi cum e să fim pielea unui geniu. Adică, la mine simplu fapt că am memorie și de regulă îmi stă creierul activ și nu pot să adorm. Și nu, încă n-am ajuns să mă consider geniu, păstrând proporțiile. Adică, probabil că e destul de greu să te împaci cu o minte care este hiperactivă și care îți oferă permanent subiecte de inspirație. Și atunci, cred că și asta reprezintă o explicație. Și cu o viață personală mai tumultoasă a fost evident iubit de doamne și de domnișoare și a reușit să-și găsească în cele din urmă împlinirea conjugală spre sfârșitul vieții alături de mai tânăra Dora Stănescu, care este în viață până astăzi și care a făcut toate eforturile posibile să-l salveze, să spunem așa, din alcoolism, rugându-i pe toți prietenii să nu-i mai aducă să bea. Se pare că Nichita n-a putut să se dezbare de lucrurile astea și era foarte inventiv în a găsi ascunzători unde să-și pună sticlele de băutură prin cutia televizorului și cu tare. Pauză puțin, vis-a-vis de Nichita Stănescu, continuăm discuția. Asta este clădirea, înainte să, așa se numea și strada în perioada interbelică. Vasiliu Bolnavu este unul dintre cei mai mari filantropi din istoria României. Are capela la Belu, fix în spatele capelei mari. Și și-a donat întreaga avere, a constituit un fond în care să aibă grijă de copiii sărmani și de studenții meritoși. Un fond care, dacă am eu informația corectă, este activ și astăzi. Și asta este casa care i-a aparținut. E un om pe nedrept uitat astăzi, acum ar fi fost de altfel și cei din familia Dales, dacă nu rămânea memoria sălii Dales măcar, dar sunt tot așa mari filantropi români și oameni care au avut abnegația de a-și lăsa întreaga avere pentru binele public.
ceea ce ca valoare de model este inestimabilă. Bun, revenind la Nichita Stănescu, cum spuneam, a avut obiceiul să să neglijeze și să nu s-a putut lăsa de băutură. Domnul Dumitrescu spune că de fapt moartea nu i s-ar fi tras direct de la alcoolism, deși la momentul autopsiei s-a constatat că își terminase ficatul la propriu, că nu mai avea o celulă de ficat, era ciroza într-un stadiu extrem de avansat, însă se pare că s-ar fi forțat să meargă la nunta unor prieteni, că asta a fost ultima lui deplasare în public, pe o vreme friguroasă și se pare că i-ar fi înghețat mușchii intercostali. Și din cauza asta a avut dificultăți să respire. Asta concordă și cu relatările Dorei Stănescu, că în tren, pe drumul de întoarcere, se vedea că respiră foarte greu și că a avut probleme cu trezitul în ultimile zile, tocmai că el se simțea foarte obosit. Și l-a sunat când a ajuns în București pe domnul Dumitrescu, rugându-l să vină, că voma sânge deja, să nu o sperie pe Dora, să stea alături de el. Și au ajuns la spital și în cele din urmă a murit acolo. Lasă în urmă, cum am spus, o operă inestimabilă. Sunt o grămadă de profiluri pe Facebook de cutare care folosesc poeziile lui Nichita Stănescu pentru aproape orice cadru. Deci, cu siguranță, este cel care domină secolul 20 din punct de vedere al creației literare. Și că tot vorbim de creații literare, ne apropiem acum de o casă cu importanță în domeniul ăsta, respectiv după reclama asta la pizzerie, urmează una dintre casele marelui avocat român de altă dată, Thomas Stelian. Thomas Stelian n-a locuit aici, ci pe casa situată pe Bulevardul Chiselef, unde în prezent este sediul PSD-ului. Casă pe care el, la fel, o donează pentru a deveni sediu al Muzeului Literaturii Române. Omul a fost un mare colecționar de artă și și-a donat întreaga colecție, cerând însă ca locuința sa să devină sediul Muzeului Literaturii Române. După aia, decizii politice s-au mutat din loc în loc. Perpesicius a mutat, unul dintre cei mai mari eminescologi ai noștri, a mutat sediu în clădirea de pe Bulevardul Dacia, unde l-am prins și noi pe Muzeul Literaturii Române. Și acolo s-a instalat în prezent PSD-ul. A doua casă, cea de aici, este lăsată de Thomas Stelian prin testament, tot așa, ca să fie sediu pentru scriitori. Și a păstrat cumva tradiția, sper că o mai păstrează și astăzi, de a fi sediu boemei bucureștene. Aici se strângeau de regulă scriitorii, repet, sper că se mai strâng, ca să discute. Și tot aici a avut sediu, dacă nu mai are și astăzi, GDS-ul, Grupul de Dialog Social. Una dintre mișcările culturale de succes, a zice eu, iarăși trecând peste orice discuții vis-a-vis de moralitatea membrilor și de foste colaborări cu securitatea, din punct de vedere al inițiativei culturale și atât, este una dintre cele mai de succes lucruri de după 90. Deci să zicem cumva că măcar clădirea asta își păstrează menirea ei inițială, aceea de a fi un focar de cultură. Am ajuns în Mahalaua învecinată, Palatul Societății Politehnice, din păcate nu prea am eu informații, că este cumva în afara specializării mele. Este Mahalaua următoare după cea de la Sfântul Nicolae Tabacu, de unde am pornit cu turul de astăzi. De data asta suntem în Mahalaua numită Popa Dârvaș, iarăși un alt nume de preot, dar care s-a pierdut între timp în zona asta. Biserica Popii Dârvaș este Biserica Albă, spre care ne îndreptăm noi acum. Mare problemă vecă de denumirea bisericii. Toată lumea când aude Biserica Albă zice, da, că e tencuită cu alb afară. Nu! Se chema o Biserică Albă pentru că au fost două. O a doua Biserică Albă, Albă Postăvar, atenție la trotinetă. O Biserică Albă Postăvar se găsea pe locul actualei Casea Poporului și a fost demolată din ordinul lui Ceaușescu. Denumirile astea date de români erau mult mai practice, nu se refera la tencuială, ci la faptul că cel mai probabil a existat un interval de timp între zidirea bisericii și pictarea ei. Deci omul când intra în biserică vedea pereții albi și ceva nu-i se lega, băi, ar trebui să fie pictată, deci de asta i s-a zis Biserica Albă, numai bine că în cele din urmă când a fost pictată, a pictat-o chiar Gheorghe Tatarescu, așa că pictura în sine este o pictură reușită. Și se pare că terenul se găsea inițial în proprietatea boierilor Văcărești, deci de unde stăm noi aici până la Ateneu, pentru că la Ateneu era livedea Văcărescului, deci era livada lor, era marea proprietate boierească a Văcăreștilor. Dacă am fi pe vremea lui Brâncoveanu și un pic după,
am fi în afara orașului. Orașul se termina la Biserica Crețulescu. După veneau marile curți boierești. Acum, dacă ne e greu să ne imaginăm o casă de fanariot, încă mai greu să îți imaginezi, deși să mai păstrează ruine de conace, dar nu mai ai întregul ansamblu. Curțile boierești erau niște mici sătulețe în sine, că pe lângă casele propriu-zise ale boierului aveai grajduri, aveai locuințele slugilor, aveai cel mai adesea și un zid împrejmuitor necesar pentru apărare. Foarte greu să ne imaginăm cumva cum ar fi arătat. Deci aici aveam proprietățile Văcăreștilor, pe dreapta un pic mai jos erau proprietățile Crețuleștilor, așa, mai aveam boierii Neculești un pic mai sus, era zona marilor familii nobiliare ale țării, care au rezistat, să zicem așa, până pe la mijlocul secolului XIX, când încep să fie înlăturați de new money. E, aici este o văcărească, cea care deține locul ăsta. Pe locul ăsta ridică popa dârva și biserica. Și cum spuneam, pictura este realizată de către Tatarescu. Catapeteazma bisericii este o probă de măiestrie în ceea ce privește execuția. Despre Tatarescu, exact ca la Lucian, dar altfel cumva, se spune că multe dintre picturile lui nu pot fi atribuite, spunându-se că picta din trăsură, adică avea atâtea comenzi, la un moment dat era atât de faimos, încât evident că își trimitea ucenici să realizeze pictura propriu-zisă și el numai cobora și dădea niște indicații. Dar cât timp e viziunea lui Tatarescu, pictura aia poate fi considerată cu siguranță autentică. Am intrat pe strada asta ca să ajungem iarăși la un loc dispărut, din păcate, astăzi. Și cum spuneam, strada asta în prezent George Ionescu s-a numit în timpul comunismului Cosmonauților și mai înainte s-a numit Alexandru la Hovari. Consider că e un soi de nedreptate că s-a încercat ștergerea memoriei omului ăsta. Poate fi considerat, cum spuneam, unul dintre cei mai mari diplomați pe care i-am avut noi. A fost ministru de externe a României vreo 5 ani. Pe semnătura lui s-a făcut căsătoria între regele Ferdinand și regina Maria. Tot el este unul din puținii politicieni români care s-au preocupat de problema românilor din afara teritoriului țării, pentru că eu am mai spus chestia asta și nu mă feresc să o spun, s-au comis crime împotriva românilor la începutul secolului XIX, când a dispărut Imperiul Otoman din Balcani. Și s-au creat statele naționale, ăștia au căutat să-i aculturalizeze pe români și la un moment dat, în momentul când aceștia au căutat să-și dezvolte limbă, educație, s-a recurs la violențe, ajungându-se la crime. E un caz, de exemplu, al părintelui Paminon da Balamace, care este ars în casă împreună cu toată familia de către naționaliștii greci. Grecia până astăzi fiind un stat care declară că nu are minorități. Deci asta este o nedreptate. Nu, acum nu vorbim de retribuție, dar e vorba de recunoașterea unui adevăr istoric. Alexandru la Hovari a fost printre puținii care s-au preocupat întâi să dezvolte un sistem de învățământ pentru a românii din Balcani, să facă o anumită convenție cu Imperiul Otoman, care era unul din puținile state care dorea să-i protejeze, pentru că românii erau mai fideli supuși decât grecii și sârbii, și în cele din urmă, când a văzut că nu se poate, a preferat să ia măsura mutării a românilor pe teritoriul românesc, mai ales în Dobrogea, care era recent dobândită și unde românii erau minoritari. Și în felul ăsta se creează marile comunități de români de la Constanța, de exemplu, și totodată ne vine un aflux de intelectuali, pentru că între români s-au numărat niște personalități celebre, cum ar fi Spiru Haret, între alții. Trecem pe lângă, este clădirea unui restaurant, dar dacă ne uităm mai aproape, vedem că există un medalion al domnului Caramitru, care a murit anul trecut, iarăși nu intru în detalii vis-a-vis de trecutul lui politic, dar are clar un rol de frunte în Revoluția Română din 1989. A fost într-adevăr un actor de talent. Lucrul ăsta nu se poate contesta. Un apropiat al lui Toma Caragiu. El este cel care i-a găsit corpul lui Toma Caragiu după cutremurul din 77. Nu s-a mișcat de la dărâmăturile blocului Dunărea până când nu i-a găsit întâi ochelarii și și-a dat seama că ăla e corpul lui Toma. Și în ultima parte a vieții a fost inclusiv președintele Uniunii Artiștilor din România, UNITERU, care moștenește mai vechiul sindicat al artiștilor dramatici lirici din perioada interbelică, condus de Maria Filoti. Deci este principala Uniune a Artiștilor și cei care au grijă, mai ales de artiști aflați la sfârșitul vieții, și să aibă încearcă cumva să le dea o demnitate. Salut, mâna! Eu fiind consumator, nu e o surpriză că sunt cunoscut la magazinul de băuturi. Domnul Caramitru a murit, cum spuneam, anul trecut
și fameritoriu, președinția a trecut interimar la doamna Aura Corbeanu, care a fost adjuncta sa, prima care a avut inițiativa de a catagrafia locurile unitărului din Belu. Unitărul este probabil cel mai mare concesionar din cimitirul Belu, pentru că s-a creat treaba asta atât pentru artiști cât și pentru scriitori, să se dea niște parcele dedicate. Și Uniterul are probabil cea mai mare suprafață globală din cimitirul Belu. Așa, și sediul lor este în clădirea pe care am văzut-o, cu bustul, cu medalionul domnului Caramitru. Ei, următoarea clădire despre care voiam să vorbim și o să vorbim, se pare că se găsea pe locul actualei clădiri moderne din sticlă, unde funcționează și ambasada Norvegiei în prezent. Ea a fost locuința unui domn care iară până drept uitat, pentru că a fost o personalitate marcantă, a fost casa doctorului Constantin Istrati. Constantin Istrati, pionierul chimiei industriale în România și ori fondator, ori sprijinitor a nenumărate asociații și societăți pentru cultura și pentru propagarea culturii în România. Una dintre personalitățile enciclopedice ale vremii sale, un tip foarte impozant, avea minunata moda a mustăților răsucite, care se dormea cu meșe pe față. Ne ajută și domnul Colana sonoră puțin. Așa. Doctorul Constantin Istrati ne lasă în spațiu urbanistic bucureștean moștenirea parcului Carol, cu întregul ansamblu pe care l-a reprezentat, pentru că el a fost însărcinat cu organizarea expoziției jubiliare cu ocazia 40 de ani de domnia lui Carol I din 1906. Mulți s-a găsit o ocazie perfectă, 1800 de ani de la cucerirea Daciei, 40 de ani de domnie și 25 de ani de la dobândirea independenței. Deci erau toate la un loc. Așa. S-a creat întregul ansamblu parcului Carol, cu prima moschee care a funcționat vreodată în București, Carol Hunchiar, așa, care acum e mutată pe, în apropierea cimitirului Belu către Pieptănari, este în spatele unui magazin, așa, a fost mutată în perioada comunistă, cu castelul, replica după castelul lui Vlad Țepeș de la Poienari, care acum este sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, din susul parcului Carol, cu lacul artificial constituit acolo, cu ansamblurile sculpturale, cu giganții, operele lui Ștorc și Jalea. Avea mai dinainte fântâna Nababului, aia nu face parte din ceea ce s-a realizat pentru expoziție, și toate lucrurile astea au fost realizate de doctorul Constantin Istrati, ceea ce explică de ce, cum intri pe la fântâna Zodiac imediat în dreapta, te întâlnești cu statuia lui în mărime naturală. În schimb, locuința, se pare că locuința alăturată aici era zonă de medici. Stătea și medicul personal al reginei Maria. Locuința lui aflată aici a documentat-o și este meritul domnului Andrei Pipidi, are o carte Case și oameni din București. Da. În anii 2000 devenise locantă pentru un restaurant specific spaniol și o altă practică a mafiei imobiliare este să mai dai foc din când în când. A fost cuprinsă de flăcări și s-a considerat distrusă iremediabil. Drept urmare, s-a hotărât demolarea ei și ridicarea blocului pe care îl vedem în prezent și nici măcar nu s-a avut minimul bun simț, măcar să se lase o plăcuță care să amintească de faptul că aici a locuit doctorul Constantin Istrati, care, repet, poate că nu toți avem cunoștință sau nu iubim chimia. Da, asta nu înseamnă că n-a fost o personalitate, e cumva expresia vie a perioadei alea din istoria europeană, perioada eduardiană, mai puțin cunoscută decât aia victoriană. Eduard al VII-lea este fiul reginei Victoria, tipul ăla gras petrecăreț care apare pe țigările de foi, dar în timpul lui domina impresia că se poate orice. Că orice va fi descoperit în scurtă vreme, orice va fi realizat, prin excelență era progresului. Cumva doctorul ăsta Constantin Istrati este cel mai bun reprezentant în spațiul românesc al perioadei astea, că moare în 1918. Deci exact reprezintă perioada asta de dezvoltare accelerată a României, că din punct de vedere al dezvoltării urbane, al economiei, al comerțului, perioada de final a domniei lui Carol I este probabil perioada cea mai prosperă, cea mai reprezentativă din istoria României. Revenim un pic către un alt bulevard central al Bucureștiului, Bulevardul Maghieru. Practic, turul de astăzi cam așa pendulează între Calea Victoriei și Bulevardul Maghieru. Ca limită nordică avem Bulevardul Dacia și sperăm să reușim să ajungem în Piața Palatului astăzi, ca să avem un perimetru cumva fix. Bulevardul Maghieru amintește de generalul George Maghieru, unul dintre
reprezentanții de frunte ai Revoluției de la 1848, împreună cu mari oameni de stat, Cea, Rosetti, Ion Brătianu, Ion Ghica și alții. El este, în schimb, pandur din trupele lui Vladimirescu. Se pare că și Haiduc era original de prin zona Băileștiului, deci un oltean din ăsta, Țeapăn, care împreună cu generalul Cristian Tell încearcă să organizeze o rezistență armată în fața trupelor otomane care au intrat în țară să năbușe Revoluția. În cele din urmă se predă și urmează și el un pic de exil, asemenea majorității pașoptiștilor, revenit în țară, deși stimat de toți, se pare că nu se prea adaptează la noua politică și moare în destul de mari lipsuri financiare în hanul lui Manuc. Deci asta, iarăși avem un obicei cu, din păcate, cu eroii naționali, la mulți dintre ei să ne dăm seama ce valori erau în momentul morții și ulterior. Sunt eroi post-morte. Ei bine, bulevardul ăsta în anii interbelici constituia cea mai modernă zonă din București, deci cumva să mută axul de greutate de pe Calea Victoriei, care este emblema micului Paris, pe Bulevardul Magheru, care devine emblema micului New York. Pentru că aveam una dintre cele mai moderne clădiri, este o nouă arhitectură care se afirmă pe bulevardul ăsta și reprezenta, cum spuneam, mândria Bucureștiului din perioada aceea. Între clădirile emblematice se numără, de exemplu, blocul societății Aro, cunoscut ca blocul Patria, datorită cinematografului de la parter, ajungem imediat și vorbim despre el. Dar până una alta, acum privind din spate, blocul cunoscut în perioada comunistă drept blocul Eva, pentru că adăpostea, cred că cel mai mare magazin de confecții de damă din București și era dublat de blocul Adam, evident, că ăștia nu prea aveau imaginația la denumiri. Mi se părea un pic ironic să fii comunist și să pui un nume biblic, dar mă rog, așa. Exact unde se găsește blocul ăsta, s-ar fi găsit până în anii 60 o construcție care reproducea un templu grecesc din perioada Antichității, construcție care a făcut treabă de pionierat în România. Eu zic să merge prin spatele lui. Așa. Era Muzeul Simu. Anastase Simu a fost unul dintre cei mai mari colecționari de artă pe care i-a cunoscut istoria românilor. Își permitea, era un moșier din regina Brăilei, deci cu un om cu stare. A fost deputat în mai multe guvernări și a colecția strânsă de el în timpul vieții a ales să o adăpostească în această clădire. Există imagini pe internet cu aspectul muzeului, lăsându-i totodată fonduri necesare ca după moartea sa colecțiile să sporească. Deci a lăsat banii necesari întreținerii, ba mai mult sporirii colecției. A lăsat o entitate vie, să spunem așa, nu pur și simplu un spațiu de depozitare lăsat în grija statului. Inițiativa a fost absolut genială până când comuniștii în anii 60, dorind să lărgească chipurile Bulevardul Magheru, de fapt încercând să la fel să scape de un edificiu care amintea de o epocă pe care ei o dezavuau, hotărăsc demolarea, din păcate, a acestei clădiri și, cum spuneam, colecțiile au ajuns în cele din urmă în incinta Palatului Romanit, unde se păstrează până astăzi. Deci măcar fondul Simu, n-am cunoștință dacă o să fi pierdut piese pe parcurs, deoarece comuniștii erau maestri la mutări din astea intempestive, care mai făceau să se piardă din fondurile instituțiilor respective, dar ce a mai rămas din colecție, dacă a fost descompletată, se păstrează până azi la Palatul Romanit. Iar Anastase Simu are la fel un mormânt uitat aproape de toți în cimitirul Belu, e un sarcofag deschis chiar în spatele cimitirului, înspre Parcul Tineretului. Tot legat de blocul Eva și o să o luăm în stânga, așa pe lângă parculeț, pe partea opusă se găsește o plachetă care aduce aminte că aici se găsea și locuința lui Titu Maiorescu. Să spun cinstit, despre asta nu știu când a fost demolată, dar cred că ceva mai înainte totuși. Titu Maiorescu, craiovean de origine, se stabilește la București după ce pendulează între Iași și București, între cele două capitale, că suntem în perioada Unirii Principatelor. Este unul dintre membrii fondatori și probabil cel mai pregnant membru al a ceea ce a fost cea mai mare mișcare culturală românească din secolul XIX, Junimea, împreună cu Pepe Carp, Teodor Rosetti, Iacob Negruții și alții. Ei pleacă de la ideea, exact ca și Academia Română, să constituie o limbă română unitară, să dea un criteriu valoric literaturii române care era născândă, că nu era multă vreme de la îndemnul Heliad de Rădulescu, scrieți băieți, numai scrieți. Acum se încearcă și o ierarhizare în privința calității operelor literare.
Și în felul acesta, Junimea capătă un oarecare elan, dus după aceea, mai greu de lămurit aspectul ăsta, dacă a fost deliberat folosindu-se de popularitatea dobândită sau așa a fost evoluția lucrurilor, dar dus și în politică, a format aripa progresistă a Partidului Conservator. Junimiștii erau considerați, erau văzuți drept conservatorii cu vederi mai liberale. Acum, oricum, percepția generală că Partidul Conservator a fost partidul moșierilor, ăia care voiau să nu se schimbe nimic în țara asta și să rămână ei cu pământurile și să le muncească țăranii, e un pic distorsionată. Adică, bun, clar era format din moșieri, dar erau și industriași, s-au fost și boieri care au întrezărit în timp posibilitățile de venit pe care le aducea industria și nici poveste să fie niște înapoiați care nu voiau să se petreacă schimbarea, doar că aveau o viziune pe care ei o numeau organică. Adică asta a lăsat Titu Maiorescu, celebra teoria formelor fără fond. În planul politic, de exemplu, se referă la aducerea unor modele din străinătate, dar fără să fie adaptate la specificul național. Adică tu să iei un sistem care e funcțional, de exemplu, într-un stat care cunoaște democrația de 300 de ani și să-l aduci în România, la un moment dat e ca și cum te dai cu spray, dar nu te speli. Și pe teama asta, conservatorii susțineau, ca viziune de ansamblu vorbesc, luarea stării de fapt a lucrurilor, deci în primul rând o conștientizare realistă, lăsând la o parte discursul sfărăitoare sau opusul că suntem coada Europei, și dezvoltarea lor pornind de la ce e, ca să se creeze o evoluție durabilă, adică ceea ce se implementează în societate să aibă șanse să se reziste. De exemplu asta, noi tot zicem că perioada interbelică a fost perioada cea mai bună din istoria României, dar treaba asta, dacă e reală, mai mult sau mai puțin, se datorează unei îndelungate perioade de pregătire și de progres făcută în cei 50 de ani ai lui Carol I. Aproape 50 de ani de domnia lui Carol I și precedat de efortul de la Pași 8. Exact viziunea asta o aveau conservatorii. Dar revenind la Titu Maiorescu, omul a fost de profesie avocat. El din asta a trăit. El a urmat moda secolului XIX, că intrai în politică să faci bine țării. Nu să-ți faci tu venituri. E remarcabilă replica lui Cea Rossetti. În momentul când i-a ars casa și tipografia și a rămas pe drumuri, statul a vrut să-i voteze o pensie și omul s-a declarat, s-a simțit jignit de chestia asta, că a spus că eu am intrat în politică pentru binele țării, nu pentru buzunarul meu. Asta înseamnă să ai atitudine de boier. E, la fel și Titu Maiorescu a făcut politică benevol, să zicem, și seratele literare de la Junimea tot benevol le ținea. În casa asta au susținut mai mulți în premieră opere literare, cum scrie acolo, este locul unde s-a citit pentru prima oară Luceafărul de către Mihai Eminescu și, cum vorbeam în cazul casei Slavici, este și locul unde a locuit vremelnic Eminescu vreme de 2 săptămâni, până când programul lui Maiorescu, care era așa mai neamț de formare, bine, nu că Eminescu n-ar fi studiat pe la Viena, dar nu se potriveau la fire deloc, l-a făcut să plece. Cum spuneam, există o întreagă literatură din asta conspiraționistă vis-a-vis de influența pe care ar fi avut-o Maiorescu în moartea lui Eminescu. Eu vorbesc ceea ce spun documentele. În primul rând, Eminescu, în publicistica lui, avea tentă naționalistă. Ceea ce e bine, e rău, nu contează. Noi la vremea eram aliați cu Austro-Ungaria și cu Germania, ca să avem o contrapondere în fața Rusiei. Acum, Austro-Ungaria nu e un fapt necunoscut, că stăpânea teritorii românești, Transilvania și Bucovina. Eminescu clama unirea tuturor românilor, ceea ce cam deranja conducerea austro-ungară și punea statul român într-o poziție destul de echivocă vis-a-vis de faptul că ăștia, băi, voi sunteți aliați cu noi și tot voi trâmbițați că ar fi cazul să vă luați teritoriile înapoi și, drept urmare, Pepe Carp, nu Maiorescu, dă o telegramă de la Iași la un moment dat după o întrevedere diplomatică, telegramă care spune potoliți-l pe Eminescu, adică închideți gura cumva lui ăsta că ne creează probleme. Și se pare că pe fondul ăsta se creează arestarea de la băile Mitrașevski. Titu Maiorescu, din potrivă, caută cumva să pună Batista pe țambal, să-l țină pe Eminescu mai ascuns, să-l trimită pe străinătate, pe la țară, până să mai potolește toată rumoarea asta și cumva și în corespondența lui editată de domnul Eugen Simion, reiese faptul că asta, că îl îndeamnă să-și revină, să înceapă din nou să scrie, să-și poarte de grijă, că mai are de dat multe lumii.
știm foarte bine care a fost deznodământul, dar iarăși un merit obiectiv al lui Titu Maiorescu, el este cel care donează manuscrisele eminesciene aflate în posesia lui Academiei Române și asigură în felul ăsta editarea viitoare în corporea operei eminesciene. Nu doar Eminescu a citit aici, Slavici la fel și a citit din producții literare, Caragiale la fel, Ion Creangă a venit de la Iași în casa lui Maiorescu și este locul unde a și murit Titu Maiorescu, rămas în București după ocupația germană din 1916. În anul următor, 1917, moare în locuința aflată aici, deja destul de bătrân. Spre finalul vieții a ajuns și prim-ministru al României și pe semnătura lui am dobândit noi sudul Dobrogei în urma războiului cu Bulgaria. Eu așa spun, dacă mă înșel, accept situația și primesc bucuroși și remarci, că este singurul nostru război de agresiune. Noi am dus eminamente războaie defensive de-a lungul întregii noastre istorii. Al doilea război balcanic, în schimb, a fost primul nostru și singurul război de agresiune în care Bulgaria declarase război tuturor vecinilor, mai puțin nouă, și ne-am zis, dar noi de ce să fim mai fraieri? Am declarat și noi război Bulgariei. La noi, practic, a fost un marș al armatei române până Bulgaria, că toate trupele bulgare erau pe frontul de sud, respectiv de vest. Noi am avut de-a face numai cu niște grăniceri. A dat holera în noi, în schimb. Dar am reușit să dobândim județele Cariacra și Durostor cu celebrul Balcic, cu zona unde se retrăgea protipendada românească în interbelic. Și pe semnătura lui Titu Maiorescu la tratatul de la București sau Craiova, nu mai știu exact, obținem cadrilaterul și totodată ura țapăna a bulgarilor, care își aduceau aminte de Trinai Țigoda, așa îi spuneau, anul 13, când lovitura mârșeavă pe la spatea României. Asta explică și anumite abuzuri pe care le-au săvârșit bulgarii la București în perioada ocupației. Așa, și tot spre sfârșitul vieții există anumite fracturi între Titu Maiorescu și mai vechii colegi, în special față de Carp. La un moment dat, Carp, care era germanofil, bine, care susținea că este rusofob, nu germanofil, așa, și care putea să ajungă la București, este întrebat dacă merge la mormântarea lui Titu Maiorescu, zice, nu merg, că nici el nu o să vină la a mea. Adică cumva se răciseră relațiile, dar omul lasă o moștenire incontestabilă, atât din punct de vedere politic, pentru că este face parte alături de Catargiu și de alții din... eu am o mare stimă pentru politicienii conservatori din România, nu neapărat prin apartenența lor la conservatorii, ci prin caracterele lor și prin realizări, că sunt oameni care sunt între puțini oameni care, respectând totuși procedeul democratic al alternanței la guvernare, au avut o viziune cu bătaie lungă în ceea ce privește dezvoltarea României, s-au și ținut de ea și s-a dovedit că în mare parte au și avut dreptate. Te mutăm atenția un pic vis-a-vis, că chit că sărim un pic în afara perimetrului zonei, dar vorbeam de blocul Patria, care în 1931, când a fost terminat, era exemplu de arhitectură hipermodernă în București. Cel care l-a realizat este arhitectul Horia Creangă, care nu are degeaba numele de Creangă, este nepot de frate, e nepot direct, al lui Ion Creangă. Se pare că și semăna, că erau amândoi niște cogeamite oameni, și înalți, și grași, și pofticioși, așa, și cu poftă de viață. A fost înjurat destul de tare pentru arhitectura asta, oamenii fiind încă obișnuiți cu arhitectura clasică de Belle Époque. În momentul când a apărut treaba asta minimalistă, așa și cu linii foarte drepte și cu unghiuri, mulți au zis, ce-i cu porcăria asta? Și la un moment dat există o scenă consemnată de memorialistică, însuși arhitectul Creangă, fiind într-o perioadă când nu exista internet și televiziune, nu erau, chit că numele erau sonore, aspectul nu prea era cunoscut. Și aparent, însuși arhitectul Creangă este interpelat mergând cu niște cunoscuți pe stradă de un domn pe care nu-l cunoștea și care zice, vezi, domne, ce porcărie aici, da, ce de norocit a făcut chestia asta. Și arhitectul, da, domne, așa e, un măgar, un... După care, ce se îndepărtează asta, păi poți să-ți bagi joc de gustul omului. Așa, era și o clădire hipermodernă, este prima mențiune pe care o întâlnesc eu cu sistem de ventilație a aerului, deci cu un soi de precursor al aerului condiționat și cu un bar de noapte la subsol, care a rămas celebru până prin anii 90. Blocul în sine s-a numit ARO, Asigurarea Românească. Noi îl cunoaștem astăzi mai mult prin numele cinematografului Patria, unde se pare că a lucrat la un dat ca plasator celebru torționar Maromet de la Chilia. Că e celebra melodie la Chilian Port, la tătarul, nu mai țin minte exact cum suna, la Chilia, la tătarul, bate Maromet cu paru. Exact. Așa. Și ăsta se pare că la un moment dat dezavoat de regimul comunist, și-a sfârșit viața ca vânzător de bilete la Patria. Era și o zonă unde se strângeau și șmecherii. Mi se pare că Giovanni Becali are o relatare când a fugit el de acasă și era tot așa... vânzător de bilete la mâna a doua. Cumpărau ei biletele și pe urmă le vindeau la suprapreț. Și că îi făceau avea cupa aici.
Locul pe care e construit blocul Patria a fost o reședință de celebritate mai înainte. Aici era casa lui Alexandru Marghiloman. La bulevard în perioada antebelică și făcuse noua locuință Alexandru Marghiloman, acest lord, cum spuneam, al societății alese din București, unul dintre cei mai bogați oameni ai vremii sale, așa că o treabă de snobism, își trimitea cămășile la curățătorie în Anglia. Deci nu să-i fie croite. Ci acum 100 de ani, omul ăsta își trimitea cămășile să fie curățate în Anglia. Așa era, probabil că cele mai mișto cuvinte pe care le-are Gheorghe Cruțescu în cartea Podul Mogoșoai sunt când vorbește de capșa, mă gândesc la domnii de la capșa aia care purtau joben, guler înalt și la valieră și discutau foarte serios de cai, vinuri și femei. Alexandru Marghiloman e probabil imaginea perfectă pentru descrierea asta, când într-adevăr era unul dintre cei mai pasionați de sporturi hipice și avea o herghelie celebră în epocă la care a ținut ca la ochii din cap. Era practic vedeta hipodromului de la Băneasa, altă clădire din păcate dispărută. Era tot așa mare iubitor de doamne și ultima lui căsătorie cu o tipă mult mai tânără decât el a dat naștere la destul de multe ironii în spațiu public. El cu Tache Ionescu au fost cam cei mai la fel, ajunși la senectute, să zicem, s-au căsătorit cu aproape puștoaice. Și asta, evident că e subiect de ironie, dar e o practică recurentă în istoria socială. Din păcate, n-a tras losul câștigător în ceea ce privește istoria. Oricum a fost un tip destul de alunecos, să zicem așa, adică îl moștenea pe taică-sul la capitolul ăsta, nu mai avea nevoie să facă bani, averea avea, dar a vrut să obțină influență în politică și atunci a făcut destule matrapazlâcuri în funcțiile pe care le-a deținut. La un moment dat era ministru de interne, Pepe Carp era prim-ministru, a avut două guvernări și după prima guvernare stătea destul de prost cu popularitatea Carp, că luase niște măsuri nepopulare, nu mai știu exact despre ce era vorba, fiind aproape frânt convins că pierde alegerile. E bine, cu Marghiloman la interne, jandarmii cam indicau oamenilor ce să voteze, unor cu bățul direct, așa, și drept urmare s-a obținut rezultat invers și a rămas celebră snoava cu Pepe Carp, care, intrând în vorbă cu un deputat liberal, deci cu un adversar politic, zice, nenorocită țară, de ce Coane Petrache? Să vezi că o să câștigă alegerile. Adică Pepe Carp, ăsta a fost un tip care și-a meritat reputația de corectitudine care îl caracteriza și nu-i plăceau afacerile astea așa și cumva măsura lui Marghiloman l-a lăsat cu un gust amar. Un tip care a știut să se țină bine de tot în prin planul politicii, asta l-a și costat pe final pentru că are ghinionul să fie prim-ministru al României când semnăm tratatul de la Buftea, pacea de la Buftea București cu puterile centrale și cedăm toată Dobrogea Bulgariei, munții Carpații Austro-Ungariei, ne angajăm să plătim niște datorii de război interminabile față de Germania. Din fericire, regele Ferdinand are inspirația să nu ratifice tratatul ăsta și în felul ăsta am putut să reintrăm în război pe final, dar Marghiloman îl semnează. Ceea ce cumva îi atrage oprobiu public, trecându-se oarecum peste faptul că tot pe semnătura lui au intrat trupele românești la Chișinău și am obținut în felul ăsta unirea Basarabiei după destrămarea Imperiului Rus. E cu duș întors. Moare la puțină vreme după, e desfințat Partidul Conservator prin expropierea Marilor Moșii în 1921 și la scurtă vreme moare din cauza unui cancer pe care degeaba îl operează la Viena. Casa lui, care era o locuință într-adevăr splendidă și la fel, se păstrează poze. Dacă cineva caută pe internet cea mai cunoscută poză, poate să-i mească să zică, bă, ce țăran, câte mașini avea asta în fața casei. Nu e din timpul vieții lui, este după când a fost făcută reprezentanța auto. Și erau mașini pentru vânzare mai înainte să fie demolată, ulterior asta, expropiere, demolat și s-a ridicat blocul Patria, iar vis-a-vis de el, separat de strada Artur Verona, se află actualul sediu al librăriei Cărturești, dar mai înainte și este o frumoasă insulă, e o frumoasă clădire salvată cumva de la demolare, face notă discordantă cu blocurile din prejur, este locuința lui Dimitrie Sturza. De Asturza, practic, este echivalentul liberal al lui Lascăr Catargiu, tot așa, cu câteva mandate de prim-ministru, președinte al Partidului Național Liberal și începusem o discuție când vorbeam la Brătianu, că deși a fost una dintre cele mai erudite personalități politice, că la un moment dat asta Igheduc a vorbea, de exemplu, că Pepe Carp era unul din puținii oameni politici care chiar citeau. Asta era Asturza la liberali. Era un om pe care l-a uitat Dumnezeu în biblioteca Academiei.
L-am dat uita să mănânce și spunea că oricum e mai gustoasă masa când ți-e foame seara. El a înființat cabinetul de numismatică al Academiei, a descoperit unul dintre cele mai vechi manuscrise cu scriere românească, Saltirea Șcheiană, o contribuție imensă. Ca politician, în schimb, a fost mai controversat. Respectiv, a fost foarte blamat că atunci când era în opoziție, susținea cauza transilvanenilor în momentul celebrului proces al memorandiștilor din 1894. Pentru că în momentul când devine prim-ministru, s-o întoarcă ca la Ploiești și să dezavoieze toată chestia asta, ba mai mult, să taie subscripțiile care se făceau memorandiștilor și chiar să îi extradeze pe unii în Austro-Ungaria, adică să îi trimită în detenție, practic. Asta i-a atras un vot de blam aproape general. Era și un pic xenofob domnul Sturza, astea erau vederile lui, n-ai ce să-i faci. Și cu timpul asta îi se manifestă totuși și anumite semne ale unei boli psihice. Carol I, până și Carol I se spune că amicul Mitică Sturza mă obosește teribil în momentul în care am ședințe de guvern cu el. Era totuși o chestie să reușești să-l obosești pe Carol I, care altfel nu era chiar cel mai ușor de obosit om cu putință. Cert este că a sporit foarte mult condiția domnului Sturza și, cum spuneam, campania de denigrare condusă din umbră împotriva lui de către Eugeniu Carada și de Oculta, care l-a dus la nebunit, a fost dus la un sanatoriu la Paris și la un moment dat memorialistica spune că a fost dus incognito. Doctorul l-a consultat și înainte să spună diagnostica a cerut să știe totuși cine este omul pe care l-a consultat și era prim-ministrul României în funcție la vremea aia și a zis, Doamne, ce țară, ăsta e nebun de 10 ani. Adică era deja în stare avansată. În epocă se tot spunea că este foarte obosit domnul Sturza, dar de fapt asta își pierdea ușor-ușor uzurațiunea, a murit nedemn pentru postura pe care a avut-o de-a lungul vieții. A murit în sanatoriu din Paris de lângă Paris în 1914 și după aia numele lui a mai avut de suferit deoarece fiul lui, colonelul Alexandru Sturza, educat în Germania și cumva împins de tăticul în ierarhie, a fost unul dintre trădătorii din primul război mondial care au trecut de partea nemților și au trecut pe față. Și din păcate asta a lăsat cumva o umbră asupra memoriei numelui, dar e mai mult decât recâștigată dacă e să vorbim așa. Eu oricum nu cred în treaba asta istorică, că dacă cineva a făcut o prostie prin neamul tău acum două generații și tu răspunzător cumva de chestia asta, poate să te cheme și Ceaușescu, nu are niciun fel de relevanță. Dar în cazul familiei este nobiliare. Memoria este mai mult decât ajutată în prezent de către domnul Șerban Sturza, care este descendentul lui direct. Am vorbit de opera lui ca arhitect și el este cel care a primit casa retrocedată. A refuzat oferte mai bănoase de a o închiria, se pare că la un moment dat s-a propus chiar să facă bordel aici. Și a preferat să o închirieze unei librării, adică să-i mențină măcar scopul cultural și a păstrat intact aspectul ei original. Asta este un lucru absolut meritoriu. Când o să trecem pe partea cealaltă, o să mai vedem un caz școală făcut de domnul Sturza în ceea ce privește renovările, casa lui Ion Mincu. Dar asta este subiect pentru data viitoare. Acum hai să revenim puțin către strada Episcopiei ca să explicăm în primul rând de ce o cheamă așa. Că facem iar un salt înapoi în trecut. Noi cam pendulăm așa între secolele 18-19. Pentru că e foarte greu de spus ce era mai înainte. Și ulterior, odată cu demolările comuniste, să istoria un pic începe să se grăbească, timpul începe să nu mai aibă răbdare. În perioada chiar de secol XVII, cum spuneam, cam pe aici, pe undeva, ar fi început livedea Văcărescului. Deci livada boierilor din familia Văcărescu și ăștia sunt o familie veche nobiliară. Și cu o istorie destul de dramatică. Adică unul dintre primii văcărești celebri în istorie este sfetnicul Ianache Văcărescu, cel executat împreună cu Constantin Brâncoveanu și cu fiii lui la Constantinopol, pentru că era unul dintre oamenii cei mai apropiați de Brâncoveanu. Este primul decapitat de turci înainte lui Brâncoveanu și a fiilor săi. Fiul lui, mi se pare, dacă rețin eu corect, este la fel executat de turci, dar încă mai urât, îi se toarnă plumb topit pe haine și moare în chinuri groaznice. Dacă ne-am uitat la Game of Thrones și am văzut scena aia când moare fratele lui Daenerys, e ceva similar. Iar urmașul lui este unul dintre primii noștri poeți naționali, Ienăchiță Văcărescu. Ienăchiță, am o floare într-o grădină, s-o iau, se strică, s-o las, mi-e frică că vine altul și mi-o ridică. Când nu te văz am chinuri, iar când te văz leșinuri. Așa. Omul făcea poezie ca distracție în timpul liber. Probabil cea mai cunoscută poezie este Amărâtă Turturea.
dar a fost un tip extrem de cultivat pentru epoca sa. Așa, era fala patriei sale, așa îi se spunea. Este principalul redactor a ceea ce am avut noi prima noastră formă de, de Constituție, respectiv pravilnicească condică, realizată în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti. Alt lucru bun pe care totuși l-au făcut fanarioții, că ne-au dat începutul formei noastre de organizare. O luăm încolo. Bun, istoria familiei Văcărescu o să o continuăm când o să ajungem înspre casele lor. Cert este că aici o văcărească, cred că Ilinca se numea, se mărită cu un cantacuzin, respectiv cu Mihail Cantacuzino, îmi scapă acum, Măgureanu. Din ramura Măgureanu, cel care face și schitul Măgureanu, care se păstrează până astăzi. Domnul ăsta era rusofil pe față, ceea ce evident că însemna că avea o problemă cu turcii. Cum turcii se hotărăsc la un moment dat să-l mazilească spre Mierlească, este nevoit să fugă în Rusia, revine în momentul în care se încheie pacea de la Cuciuca Energii în țară și are timp suficient să facă aici, pe locul unde este Ateneul, o biserică. Pun un pic pauză la relatarea asta pentru că trecem pe lângă sediul actual al Jockey Club, Jockey Club fiind una dintre cele mai cunoscute loji masonice din România, bine, constituită în principiu pentru dezvoltarea sporturilor hipice. Asta este, că de-aia îi spune Jockey Club. Clădirea ei inițială se afla pe parcarea din fața Ateneului. A fost demolată în perioada interbelică, mi se pare, și aici s-au mutat. Dar trecând la o parte pe lângă peste toate legendele țesute împrejurul masonilor și cu societăți, nu sunt specialist în problemă, nu mă pronunț. Ceea ce pot eu să spun și am mai spus-o este că în quasi totalitatea lor, pașoptiștii au fost masoni. Deci cei care au făcut România modernă erau toți inițiați în loji, majoritatea la Paris, după care au făcut și în România Steaua Dunării, după aia înțelepții din Heliopolis și altele. Și chestia asta chiar a ajutat. Deci masonii din secolul XIX au avut o contribuție activă la scăparea națiilor de dominația marilor imperii. Jockey Club a fost de-a lungul timpului, a avut membri celebri și totodată a fost un focar de cultură. De exemplu, în memoriile lui Alexandru Paleologu spune ce discuții puteau să se lege aici între foști diplomați, foști militari de carieră, oameni cu o experiență bogată, cu o cultură bogată, care se strângeau și, mă rog, desfășurau fel de fel de activități. Sistemul de alegere era unul interesant. Aveai nevoie de doi nași care să te propună. Trebuia să fi prezentat înainte membrilor. La un moment dat, un principe din familia Bibescu doar s-a adus vorba să-l facă și fără să-l prezinte și era să nu intre pe tema asta, pentru că un vot negativ valora cât 3 pozitive. Deci dacă votau o treime împotriva ta, nu intrai. Degeaba aveai 2/3 de partea ta. Tot pe aici, evident că treaba asta a fost desființată în timpul comunismului, care nu concepea să existe așa ceva, și a fost reluată după 1990 cu personalități cum erau Dan Amedeo Lăzărescu, mi se pare că și domnul Neacu Giovara, dacă nu mă înșel, Alexandru Paleologu. Deci Alexandru Paleologu la un moment dat are o afirmație care spune că e interesant să faci parte din masonerie pentru formarea ta, dar e bine să nu rămâi constant în asta, adică la un moment dat să treci mai departe. Nu dezvolt chestiunea că, cum am spus, n-am experiență. Iar localizarea e aproximativă, dar pe locul clădirii astea, nu în clădirea asta, se găsea altădată locuința domnului Nicolae. Sper să nu fac o confuzie, dar nu cred. Blarenberg. Blarenberg, evident că nu e nume românesc, e nume flamand. Ăștia au venit în țară, deci cum au venit sculptori, arhitecți, cutare, la un moment dat au venit și aventurieri, să zicem. Cezar Liebrecht, cel care lasă Casa Universitarilor, e unul dintre cele mai bune exemple. Dar și familia asta flamandă, care la un moment dat s-a implicat în politică. Un Blarenberg, nu mai știu care este, secretar personal, mi se pare, al lui Carol I, până când are proasta inspirație să se implice în mișcarea republicană, în lovitura antidinastică a lui Candiano Popescu cu Republica de la Ploiești și este înlăturat. Domnul Nicolae Blarenberg, în schimb, care avea casa aici, a rămas celebru pentru faptul că a fost proprietarul picturii Vârful cu Dor, a lui George Demetrescu Mira, unul dintre cele mai cunoscute picturi și de care era atât de mândru încât ne imaginăm că stând aici, omul avea pusă pe perete
peretele care s-ar vedea din stradă și nu numai că lăsa luminat apartamentul, dar lăsa și fereastra deschisă pentru ca trecătorii să poată să admire pictura ei. Imaginează-ți, imaginează-ți că face cineva asta azi. E, nu, mai trebuie semn cu poftiți de furați. Da. Și din păcate știu un caz concret, și asta a fost. Deci pe lângă distrugerea clădirilor a existat și cred că încă există o mafie, un cartel specializat în sustragerea operelor de artă. O doamnă care mi-a fost mie profesoară, nepoata lui Pepe Carp, doamna Olga Racoviță, avea în casă 3 tablouri de Nicolae Grigorescu cu bunicul ei Pepe Carp și tatăl ei, realizate de Grigorescu, și au dispărut în perioada când mergeam eu la cursuri. Tot așa, există, cred că ori aceeași, ori altă filieră, este o mafie care se ocupă și astăzi cu furarea busturilor din cimitir. În cimitirul Belu au dispărut de curând bustul, de exemplu, al amiralului Vasile Urseanu, fondatorul observatorului astronomic și unul dintre cei mai buni ofițeri de marină pe care am avut noi vreodată, care era opera lui Teodor Burcă, și bustul lui Cincina Pavelescu, cel mai mare epigramist al literaturii române, care era opera lui Oscar Șpete. Și dacă înainte se mai presupunea că domnele fură pentru bronz, e clar că nu, că al lui Cincina Pavelescu cel puțin are câteva kilograme. Deci, lăsând la o parte jafuri mai celebre, cum ar fi lei, sfinșii de pe monumentul Turtucaia, care aveau câteva sute de kilograme fiecare și care n-au putut să fie furați în anii 90 decât cu macaraua, ceea ce înseamnă și o colaborare cu autoritățile de atunci. Da, regretabilă toată situația, dar să vorbim de lucruri mai vesele, chit ca și acum tot de lucruri dispărute să vorbim. Cred că cel mai bine ar fi să ne apropiem de grădina Ateneului. Acum, dacă Academia Română este principala instituție culturală din București, din țară, probabil că principala sală de cultură din țară este cea a Ateneului Român. Și așa a și fost gândită. Dar noi eram undeva prin secolul XVIII și vorbeam de un cantacuzin care, în perioada când nu se afla în Rusia, reușește să ridice aici, pe livada moștenită de la nevastă sa, o biserică. O biserică pe care o închină episcopiei de Râmnic. Acum, vis-a-vis de vechea organizare bisericească românească, cât nu s-au unit principatele, fiecare țară românească avea propria ei mitropolie. În cazul țării românești, vorbim de mitropolia Ungro-Vlahiei, numită așa, de la Constantinopol, adică a Vlahiei dinspre Ungaria, ca să aibă exact o reprezentare spațială. Sediul mitropoliei funcționează întâi la Târgoviște și după aia, odată cu mutarea politică a capitalei, vine la București. Deci mitropolitul stătea la București, dar avea două eparhii sufragane, două eparhii subordonate, care aveau în grijă extremitatea răsăriteană, Buzău, episcopia de Buzău, și extremitatea apuseană, respectiv Oltenia, cu centrul la Râmnic. Deci nu a fost la Craiova centrul bisericesc din Oltenia, ci la Râmnicul Vâlcea. Ei bine, episcopii ăștia erau nevoiți din mai multe, lăsând la o parte relația cu superiorul ierarhic direct, dar fiindcă erau membri în divan, pentru că toți clericii de rang înalt au fost implicați direct în politică și aveau cele mai înalte poziții până la momentul interbelic, după interbelic, de fapt, venirea comunismului, că Miron Cristea a fost și prim-ministru, erau nevoiți să vină des în capitală. Și atunci aveau nevoie de un metoc. Metocul este o biserică asta închinată unei alte entități ecleziastice. Metocul episcopiei de Râmnic, că de asta se cheamă strada episcopiei, era aici. Altarul bisericii se găsea pe locul unde este astăzi statuia lui Mihai Eminescu, pentru că există vechea tradiție ortodoxă care spune că pe locul altarului, chiar dacă s-a demolat biserica, să nu calce picior de om, pentru că este pământ sfințit. Și atunci, de fiecare dată când se demolează o biserică, dacă locul rămâne liber și nu se suprapune o structură, se caută amenajarea a ceva care să împiedice călcarea, mergând tot pe ideea, de exemplu, în nicio biserică ortodoxă nu o să întâlniți vreodată cruci pe jos, pentru că există canoane bisericești care interzic călcarea, e un semn de lezare, așa, pe semnul Sfintei Cruci. Exact. Cantacuzinul face această mănăstire, iarăși, nu vorbim doar de clădirea propriu-zisă a bisericii, o mănăstire are obligat împrejur niște acareturi, da? niște clădiri pentru chilii, cel mai adesea biserica propriu-zisă este în centru și este înconjurată de un soi de patrulater, pe care o lasă episcopiei de Râmnic. Deci aici veneau episcopii de Râmnic în momentul în care trăgeau la București. Situația durează, este o biserică destul de săracă, pentru că nu prea îi lasă moșii cantacuzinul ăsta și, drept urmare, prin perioada fanariotă, mitropolia îi acordă monopol asupra vânzării de lumânări de ceară albă, care erau cele mai rafinate lumânări. Se putea practica lucrul ăsta, era un monopol al bisericii, fabricarea de lumânări și vânzarea lor,
dat fiindcă la vremea lumânării nu aveau doar conotații religioase, ci erau și principalul mod de a-ți lumina casele pentru bogați. Pentru că săracii stăteau cu candela sau cu nimic, din păcate. Greu să ne imaginăm, dar acum 200 de ani nu aveam geamuri. Majoritatea caselor aveau ori hârtie mai subțire, ori chiar o bășică de porc pusă în geam și automat lumina în casă era difuză ca să fim eleganți. Și ei bine, atunci vânzarea de lumânări era o treabă destul de importantă. Biserica asta are monopolul ca să se poată întreține, dar reușește chestia asta până la secularizarea averilor mănăstirești, când, la fel, rămân fără fonduri, se demolează întâi clădirile împrejmuitoare, arhitectul șef al orașului de atunci, Xavier Villacroce, face un raport care spune că au afectat-o cu tremurile, că asta, pe lângă distrugerea umană, două lucruri au afectat masiv peisajul urbanistei bucureștean, cu tremurele și incendiile. Sau putem să zicem chiar trei, da, al treilea e limitat un pic geografic, inundațiile produse de Dâmbovița până la momentul sistematizării râului. Și cele două mari cutremure din secolul XIX, cutremurul de 1802, care se pare că este cel mai mare din istoria României de până acum, Doamne ajută să rămână așa, și unul altul din 1837, afectează puternic structura bisericii. Arhitectul Villacroce spune că e în pericol de prăbușire. Se găsește o soluție de compromis, o perioadă este legată cu cerci de fier. Pur și simplu petrecută exact ca un butoi cu cerci de fier ca să reziste cât de cât structura, dar în cele din urmă, pe la 1876, cred, se hotărăște demolarea ei și, cum spuneam, pentru că în tradiția ortodoxă nu ai voie să calci pe terenul altarului, se caută cumva marcarea acestui loc. Nu mai știu exact care e succesiunea cronologică a monumentelor. A fost, la un moment dat, cred că asta e prima, o fântână, nu. Primul este chibritul lui Pache. Deci este un monument dispărut astăzi din peisajul bucureștean. Era o coloană cu un glob, cu un vultur cu aripile desfăcute deasupra. Și a căpătat numele de chibritul lui Pache când a fost mutată de aici, a fost luată de aici, de către Pache Protopopescu și dusă în zona Pieței Rossetti, unde Thomas demolaseră clădirile ca să se facă bulevardul. Pache este cel care realizează cele două bulevarde, unul longitudinal, altul latitudinal, care constituie practic scheletul structurii de drumuri bucureștene. Sunt principalele două artere care se intersectează în Piața Universității. Pentru că zona era proaspăt golită și arăta cumva dezolant peisajul, Pache s-a gândit să înfrumusețeze cu statuia asta, care stătea exact moț în mijlocul peisajului demolat și, drept urmare, umorul bucureștean i-a dat numele de chibritul lui Pache, care arăta ca un chibrit, că era o coloană subțire și cu un glob în capăt. N-a stat mult acolo pentru că s-a hotărât realizarea bustului Lucia Rossetti și a fost mutată, ultima locație ei este în rond la George Coșbuc, pe Bulevardul Regina Maria, unde este afectată de cutremurul din 77, este luată pentru restaurare și luată a rămas. N-a mai revenit. După care urmează o fântână împodobită de sculptorul Carl Storck. Carl Storck este unul dintre cei mai prolifici sculptori pe care am avut noi în istoria artei. German originar din Hesa, vine în România în 1849 pe același trend de aducere de meșteșugari străini, că se dorea, de exemplu, stilul gotic pe care artizanii locali nu puteau să-l reproducă și realizează destul de multe opere, inclusiv în spațiu public. Este autorul primei noastre statui de for public, statuia spătarului Mihail Cantacuzino din fața spitalului Colțea. Inclusiv aici realizează sculpturile care împodobesc o fântână venețiană, care este distrusă, din câte am citit eu, în 44, de un camion care mai voit sau nu o lovește în momentul când se produce retragerea trupelor germane din București. Respectiv, în grădina Ateneului se găseau busturile, cum spuneam, mai multor personalități românești, inclusiv Ienăchiță Văcărescu, de exemplu, sau Mihail Cogălnicianu, opere a la fel de mulți sculptori celebri care au fost rase de către comuniști odată cu preluarea puterii. Aici, pe locul statului Mihai Eminescu, a fost luată fântâna aceasta și pusă statuia Alergătorii, pe care am văzut-o un pic mai sus, da, pe Calea Victoriei, până în 1960 și ceva. Nu mai știu exact, este în ultimul an de viață al sculptorului Angel, care donează municipalității. E probabil cea mai cunoscută statuie, sunt mai multe statuie ale lui Eminescu în București, dar asta este probabil cea mai cunoscută, fiind și cea mai vizibilă, totodată că altele sunt prin parcuri. Și care rămâne pe locul ăsta până în prezent. Acum noi am vorbit momentan toată grădina Ateneului, n-avem cum să sărim peste clădirea propriu-zisă a Ateneului. Era în incinta vechii mănăstiri și inițial aici a vrut să se facă, după demolarea mănăstirii, un manej.
un loc pentru exerciții de echitație. Exista o societate de iubitori de sporturi hipice, nu mai știu exact cum se chema. Președintele era generalul Ioan Emanuel Florescu, primul ministru de război din istoria României, considerat fondatorul armatei române moderne. Societatea asta a pus temeliile, suntem în perioada asta când apare Jockey Club, când e o febră cu sporturile hipice. Pune temeliile manejului și asta explică de ce avem forma rotundă până astăzi, pentru că în manejul trebuie să fie rotund ca să poți să faci exerciții de echitație. Nu știu exact din ce cauze, lipsă de bani, protest al altora că ce faceți băi manej în oraș, construcția se oprește, rămân temeliile așa. Și aici vine după aceea societatea condusă de către naturalistul Constantin Esarcu, cei care conștientizează asta, cum au conștientizat cei cu teatru dinaintea lor, că România are nevoie pentru afirmarea identității culturale și de o mare sală unde să aibă loc principalele manifestări culturale și drept urmare hotărăsc înființarea unui Ateneu român. Ateneum fiind un loc de manifestare a artelor prin excelență, preluat cumva inspirația din antichitate. Problema apare exact ca și în cazul manejului, cel mai probabil lipsa de fonduri. Drept urmare, lui Constantin Esarcu îi se dă voie de către guvern să realizeze o campanie publică de strângere de fonduri rămasă celebră sub sloganul Dați un leu pentru Ateneu. Așa, și în felul ăsta, lăsând la o parte că aproape întreaga societate, deci mergând până la regele Carol, care a dat din caseta lui personal o sumă de bani, mari boieri ai țării Nababu, de exemplu, au donat sume de bani pentru realizarea proiectului Ateneului. Cel care a proiectat clădirea a fost arhitectul francez Albert Galeron și cel care s-a ocupat de execuție a fost deja menționatul Constantin Băicoianu, pe care nimeni nu vrea să-l țină minte și cumva eu tot caut să-l reamintesc, că poate îi se reactualizează memoria omului, dar fiindcă săracul are o situație destul de tristă și mormântul. Mormântul este profanat în cimitirul Belu și a fost spartă placa, piatra de mormânt. Deci e o nedreptate istorică care i s-a făcut omului ăsta. Așa, și ei dau structura centrală, care este inspirată de mai multe structuri antice, templu grecesc, respectiv, în momentul ăsta am un lapsus, e una dintre cele mai vechi clădiri, încă în, nu-i mausoleu, firar să fie, cum se cheamă, din Roma. Coloseum? Nici Coloseum, chiar Panteonul din Roma, cel ridicat de Agripa. Cred că Panteonul. Sper să, dacă fac o eroare, îmi cer scuze. În momentul ăsta nu îmi cuplează memoria care-i denumirea, dar cred că Panteon. Cred că Panteon. Așa, cu inspirație evidentă și de la Erechteion, stilul este neoclasic, dar cu unele influențe. Adică dacă fațada, de exemplu, este clar frontonul unui templu antic, pe laturi care sunt dezvoltate ulterior laturile Ateneului, se pot observa și anumite influențe eclectice. Pe cupolă, propriu-zis, avem trecute mai multe nume sonore din istoria culturii și civilizației. Vedem, din unghiul ăsta vedem Rafael, deci pictor, Cornei, dramaturg, Virgiliu, poet al Antichității, Michelangelo, iarăși pictor. Și avem o sumă de personalități, în timp ce pe frontispiciu sunt realizați în mozaic mai mulți conducători semnificativi din istoria românilor. Eu, cum am spus, sunt miop și nu îi localizez precis, dar știu că de la dreapta la stânga trebuie să vină Matei Basarab, Vasile Lupu, evident regele în timpul domniei căruia s-a realizat propriu-zis Ateneul, Carol I, trebuie să mai fie Alexandru cel Bun și Mihai Viteazu. Cred că nu în ordinea asta, cred că în ordinea inversă. Deci, Matei Voievod ar trebui să fie ultimul din dreapta. Nu, în dreapta. Cum ne uităm noi, în partea dreaptă. Matei Basarab în dreapta. Păi același. Matei, da. Matei Vodă cu Matei Basarab e unul și același. Așa, iar în privința decorației interioare, piesa de rezistență este evident marea pictură din sala centrală, în care se arată nu mai știu câte frize, principalele evenimente istorice din principalele scene istorice ale României, pornind de la perioada lui Burebista și mergând până în epoca lui Carol al II-lea. Este opera pictorului Costin Petrescu și a fost terminată în perioada interbelică, mai exact chiar în preajma abdicării lui Carol al II-lea din 1940. Carol al II-lea a plecat din țară cu o popularitate groaznică, pentru că tocmai cedase teritorii Ungariei hortiste și Bulgariei și Uniunii Sovietice un pic mai înainte. Era considerat cel care risipea moștenirea Marii Uniri, lăsând la o parte că avusese o viață particulară destul de scandaloasă, avea o clică care tot spoliase ce s-a putut să din fondurile publice.
Și drept urmare, regina Elena, mama regelui Mihai, așa e consemnat o anecdotă, icerului Constin Petrescu, în ultima friză erau reprezentați Carol I cu Mihai în costum de mare voievod de Alba Iulia. Și cere lui Costin Petrescu, zice, scoate-l pe rege din pictură. Costin Petrescu se face că n-a înțeles și în momentul când se dezvăluiește scena, regina Constanța șocată că a pus o scenă alegorică în locul scenei cu Carol și cu Mihai. Zice, păi l-ai scos pe Mihai. Păi n-ați spus să-l scot pe rege. Mihai devenise rege prin abdicarea lui Carol al II-lea. Cumva omul se pare că a avut un soi de demnitate istorică, adică, bă, bun, prost, face parte din istorie, lasă-l acolo. Adică nu... Faptul că anumite fapte ale trecutului nu trebuie repetate, tocmai ar trebui să îndemne la o mai bună cunoaștere a istoriei, să știi că a existat ăla acolo, nu să-l transformi în tabu subiectul și să uite lumea că a existat, că în felul ăsta tocmai predispui la repetarea anumitor lucruri. Îmi vine minte o căsătorie de curând făcută, care repetă niște chestii. Dar nu vreau să intru în detaliile astea, mie pur și simplu mi s-a zbârlit un pic părul pe ceafă în momentul când mi-am dat seama că pe cine vrea să imite toată treaba asta. O bon entendeur salut e o expresie în franceză. Și în felul ăsta avem până în prezent, cum spuneam, principalul for cultural al țării, principala sală de cultură din țară. Aici au avut loc anumite mai multe evenimente semnificative, inclusiv parafarea actului ce consfințea formarea României Mari. Aici s-a semnat actul final care consfințea alipirea tuturor provinciilor la regatul României după primul război mondial, opera regiului Ferdinand, reginei Maria și Ionel Brătianu. Și până în prezent e unul dintre bijuteriile arhitecturale din capitala noastră. Acum ne mutăm un pic atenția dincolo de strada Episcopiei, unde ființează până astăzi unul dintre cele mai celebre hoteluri din istoria bucureșteană. Este istoria mai nouă bucureșteană, că ăsta este construit la începutul secolului de un antreprenor francez pe numele lui domnul Emanuel Bădescu. Spune că nu-l chema Brado, cum a rămas, ci Prado. E, acum B sau P, Teofil Brado sau Prado este cel care are inițiativa construirii hotelului Atene Palace, care n-arăta așa la construcție. Asta este forma dată de arhitectul Duiliu Marcu, care a fost unul dintre cei mai prolifici arhitecți bucureșteni în perioada interbelică, cel care a realizat, între altele, și Palatul Victoria, sediul guvernului. Mai multe memorii, acum o să-l citesc pe domnul Bălăceanu Stolnici, pentru că dânsul are calitatea de a fi fost și martor direct al unor evenimente petrecute aici, că fiind născut în 1923, care are 99 de ani în prezent, era june, dar era o persoană deja matură în momentul instaurării comunismului și atunci a prins atmosfera interbelică de la Atene Palace. Atene Palace fiind cunoscut drept un centru așa mai informal al diplomaților și al spionilor. Adică este locul, cine ar fi interesat poate să caute, e un subiect care recunosc că pe mine nu prea mă pasionează. N-am avut niciodată cultura romanilor polițiste și de genul ăsta. Dar este, de exemplu, locul unde a stat una dintre marile spioane ale Reichului nazist, care se pare că a avut și o aventură pe aici cu niscai ofițeri. Este locul de unde s-au generat niște manifestări de stradă pro-legionari, contra-legionari, încercând cumva să justifice niște intervenții străine, adică era un loc și pentru spionii sovietici. Era locul unde probabil că se știa cu ceva vreme înainte cum va fi ora exactă, adică este probabil unul din primele locuri unde s-a știut că nu vin americanii după 44, pentru că la Ialta tocmai fusesem dați, potrivit legendei, pe un șervețel lui Stalin de către Churchill. E celebra întâlnire de la Ialta înainte de finalul celui de-al doilea război mondial, când era clar că Germania va pierde războiul. S-au întâlnit principalii conducători ai alianței, Stalin, Churchill și muribund deja Roosevelt s-a deplasat și ea până acolo și s-a hotărât împărțirea sferelor de influență după al doilea război mondial. Regatul britanic, din dorința strategic legitimă, dar altfel destul de nefastă pentru noi, de a menține controlul asupra Mediteranei și implicit asupra Greciei. Grecia, deși avea un partid comunist cu reală tradiție, pentru că, paranteză la paranteză, dar e o chestie reală, istoric, Partid Comunist Român, într-adevăr, noi n-am avut. Adică, dacă se numea român, se numea român degeaba, pentru că peste 80% din membrii lui erau străini. Și era un simplu instrument, un livier al Moscovei, care se știe că exporta revoluție în perioada interbelică, până când a fost scos în afara legii cu totul.
Dar revenind, aici cu siguranță s-a știut în 44 că nu vin americanii, de asta și zis păstorul Teodoran ulterior că dacă și de data asta să retrag din Orient, mă fac porumbelul păcii și mă cac pe Occident. Așa și cert este că, spuneam, s-au perindat fel de fel de personalități care de care mai interesante. La un moment dat, aici i s-a luat un interviu unui evreu cu cetățenie română, uitat aproape total astăzi, e greu să-ți imaginezi că a existat un asemenea om. Săracul a început în țară ca suflor la teatru și după aceea ca mic actor și dirijor. S-a numit Raul de Ginzburg și a ajuns la finalul vieții să fie directorul operei din Monte Carlo, după ce mai înainte fusese directorul operei personale a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Deci hotărât să plece din țară să-și facă noroc în altă parte, omul și-a dovedit din plin talentul în ceea ce privește arta spectacolului și la un moment dat, venit în țara anonim, este surprins de un ziarist care avea informația, că, repet, era un loc unde se vehiculau foarte adesea informații și să iau un ultim interviu, se pare că nu mai știa să vorbească românește, repet, nu era român de neam, dar cumva se simțea legat cel puțin afectiv de țara în care se născuse. Și din fericire până astăzi își păstrează atât aspectul, iarăși s-a făcut o renovare reușită. Aș putea să comentez că nu era nevoie să-i pună și sigla noului trust care îl administrează, că Atene Palace e un nume suficient de sonor, dar acum fiecare cu politica lui. Cum spuneam, parcarea din fața Ateneului, aici se găsea vechi sediu Jockey Club. Deci aici se afla, tot relieful urban, să spunem, al zonei a fost modificat ulterior. Dacă am fi fost acolo 100 de ani, probabil că n-ar fi orientat cu greutate. Reperele fixe care au rămas pe loc sunt Ateneul, clădirea BCU și Palatul Regal, dar nu în forma de azi. Așa, până când ajungem să vorbim de Palatul Regal, să mai amintim faptul că în parcarea din fața fostului restaurant China, clădirea dezafectată din stânga, este locul unde a funcționat unul dintre cele mai celebre restaurante din perioada comunistă, unde nu venea oricine, veneau băieții buni, între care celebrul grup de petrecere al Nicu Ceaușescu cu Serghei Mizil, domnul Mădălin Voicu și, mă rog, alți fii de demnitari, unde nu te întreba nimeni de buletin dacă voiai să intri, ceea ce iar era prilej de discuții că nu s-a prea putea bea fără buletin în perioada lui Ceaușescu. N-ar trebui nici astăzi, dar mă rog, asta e altă discuție. Și se întâmplă o fel de vrute și nevrute. Parcarea din față se găsea de asemenea o locuință. În cazul ăsta este vorba de locuința părintească, de vechea locuință a familiei Lahovari. Familia Lahovari este o familie de greci care vine în țară undeva la sfârșitul secolului XVIII. Un lahovar la Constantinopol este haznatar, adică trezorier, casier al sultanului Selim al III-lea, se pare că umblă pe la bănuți. Dar nu de asta este executat, ci pentru faptul că pariază prost că ia el tronul țării românești împotriva lui Nicolae Mavrogheni, care câștigă și asta este decapitat, dar urmașii lui reușesc în cele din urmă să ajungă în țară, familia se naturalizează ca și altele și ajung să fie acceptat în societatea românească. Probabil cei mai celebri lahovari sunt frații Alexandru Lahovar, de care am vorbit, Ion Lahovar, proprietarul casei de pe Dorobanți și tatăl Martei Bibescu, și generalul Jack Lahovar, o personalitate mult mai vulcanică, multe de vorbit și despre el, are o casă splendidă făcută de Ion Mincu pe strada Ion Movilă, care cred că poate fi și vizitată, dar părintele lor, Nicu Lahovar, care a fost un mare om de stat român, a participat direct la organizarea divanurilor ad hoc, premergătoare Unirii, Micăi Uniri, își avea casa aici. A rămas celebru în modernitatea bucureșteană pentru că a trăit până la 1880, dacă nu mă înșel, și până la sfârșitul vieții n-a renunțat la vechiul port oriental. Deci, tranziția la noi de vestimentate se face până la 1850-60, o putem considera încheiată, adică toată lumea trece la frac, la redingotă, la pălărie cu boruri, la cravată, la cutare. La 1880, Nicola Hovari în continuare purta calpac, avea anteriu, purta taclit brâu, giubea pe deasupra, prefira mătănii între mână și stătea tolănit în balconul casei, uitându-se spre Calea Victoriei, fumând ciubuc și narghilea. Era
ne putem imagina lucrul ăsta, un personaj inedit într-un București care deja s-a occidentalizat în zona centrală, să zrăsară la 1880, deci trecuseră 60 de ani de la încheierea perioadei fanariate, să zrăsară un boier parcă ieșit din Constantinopol otoman. Da? A rămas cumva în memorie ca un personaj din ăsta interesant, la fel cum o să vedem mai sus lângă Palatul Cantacuzino, era o casă racoviță, un racoviță care a avut o poreclă mai ciudată de cavaler gândac, se spunea. Ultima casă unde s-a fumat ciubuc din București. Sunt interesante, asta pasărea colibri spune că toate au fost la timpul lor ceva exagerat, anii au trecut în zbor și lumea i-a uitat. Sunt interesante așa, reminiscențele astea de mode sunt unii care să țin de ele, pur și simplu pentru că asta reprezenta normalitatea pentru ei. Nu, tot timpul ni se pare că normalitatea noastră e normalitatea universală, dar nu-i valabil. Și la fel trebuie să fim conștienți că alții ne pot percepe pe noi ca fiind foarte ciudați. Bun, și am ajuns cumva în zona care poartă amprenta lui Carol I, stând frumos pe cal. Hai să vorbim de partea cea mai scurtă. Monumentul în sine este făcut după moartea lui Carol I în perioada interbelică. Este același sculptor croat Ivan Mestroviș, care face și statuia lui Brătianu, care realizează monumentul original, pentru că ăsta nu e presupus surprinzător, că a fost demolat de comuniști. Era fix în zona CC-ului, nu făcea să ai statuia regelui, care, deși cu cea mai lungă domnie și cel mai mult bine făcut țării, deranja. Și drept urmare, ulterior, după anii 2000, este inițiativa sculptorului Florin Codre, cel care este actualul soț al Dorei Stănescu, fosta soția lui Nichita Stănescu, și este stabilit în Franța, din câte știu eu, în Normandia, să realizeze, să refacă monumentul cu o mică modificare, respectiv statuia veche avea coada lăsată a calului. Ăsta are coada ridicată, drept urmare, cine face vreo conferință la BCU în sala Carol are privilegiul de a se uita direct în fundul calului. Nimeni nu-i perfect. La un moment dat au fost discuții, măcar mută-l și tu un pic mai la stânga, mai la dreapta, nu s-a putut. Aici hai să demontăm și o legendă urbană vis-a-vis de picioarele calului. Circulă o legendă urbană, nu știu dacă ai aflat-o, că în funcție de cum are calul picioarele lăsate sau ridicate, îți spune cum a murit personajul reprezentat. Adică dacă picioarele calului sunt toate patru așezate, a murit de moarte bună. Dacă are un picior ridicat, a murit pe câmpul de bătălie și dacă are două picioare ridicate, a murit asasinat. Toată treaba a plecat de la primul monument ecvestru din București, statuia lui Mihai Viteazu din Piața Universității. Carol știe toată lumea că a murit de moarte bună. Deci ce caută piciorul la ridicat? Plus cea mai veche statuie ecvestre păstrată până astăzi în lume, respectiv statuia lui Marcus Aurelius din Roma, are la fel un picior ridicat și în ciuda a ceea ce ne spune filmul Gladiatorul, Marcus Aurelius a murit de moarte bună. Drept urmare, e o legendă care nu se susține. Dar e bine că avem până în prezent monumentul pentru că regele Carol I a locuit în dreapta și asta este principala moștenire personală. Deci, bun, el patronează tot ce se construiește pe Calea Victoriei, dar asta este opera lui. Asta este fundațiunea universitară Carol I. Comuniștii au schimbat numele în Biblioteca Centrală Universitară, dar asta este donația personală a lui Carol I pentru cultura și pentru civilizația românească. E și simbolic faptul că a făcut-o față în față cu Palatul Regal. S-a terminat în 1891 construcția, dacă nu mă înșel. Este făcută de arhitectul preferat de Carol, respectiv francezul Paul Gautreau, același care face clădirea CEC, cât și alte edificii prin capitală. Stilul este evident neoclasic, este ceea ce îi plăcea cel mai mult să vadă lui Carol, pentru că îi inspira Occident. Omul a avut mari probleme și i-au sporit și alții, Bismarck, celebru cancelar al Germaniei, în momentul în care Carol s-a hotărât să plece în România, i-a spus, tu ești conștient că te duci într-o țară unde vei fi nevoit să pupi papucul sultanului, pentru că eram încă supuși porții otomane cu evenimentele antidinastice de care am vorbit. Cert este că regele a vrut să lase moștenirea această sală, această instituție de cultură, în care să se țină prelegeri pentru folosul tinerimii studioase din România, putem să traversăm. Așa, sau să traversăm, nu, mai bine rămânem aici, merge să filmeze unde simte, că noi o să mergem un pic pe urmă în stânga. Lasă asta moștenire cu o bibliotecă cu tot, să fie un loc unde să-și permită tinerii să studieze și să-și aprofundeze cunoștințele, să țineau și conferințe de către marii profesori ai perioadei. Toate bune și frumoase, e condusă de niște oameni de prestigiu, între care menționăm pe Alexandru Țigara Samurcaș,
cel care a fost custodele colecțiilor regale, este fondatorul Muzeului Țăranului Român, între altele. Este cel care a salvat o parte din vechiul fond de artă românească, din, mai ales din mănăstiri și din biserici, la momentul ocupației germane, a luat obiectele de artă și le-a expediat în Moldova. Și cel mai longeviv director al Fundației Universitare Carol I, gurile rele spuneau în epocă că ar fi fost de fapt băiatul din Florea lui Carol, care atât de scorțos neamțul, dar a mai scăpat și un pic pe dălături, și că de asta regele ar fi stat cumva tot timpul în spatele carierei lui și l-ar fi tot propulsat în momentul când se împotmolea. Are și un fond interesant de carte rară. Cum spuneam, comuniștii au schimbat denumirea în Biblioteca Centrală Universitară. Se poate observa și din arhitectura clădirii că e compusă din mai multe corpuri, pentru că în timp s-au mai donat terenuri. Inclusiv în partea dreaptă sunt casele Păucescu. S-a mai păstrează numai casa aceea care își păstrează fațada și este construit un bloc de sticlă în ea. Și evident că și dezvoltarea arhitectonică variază în funcție de perioada în care se extinde. Clădirea are cel mai mult de suferit, culmea, nu în timpul comunismului, ci la sfârșitul ăstuia, pentru că ia foc în timpul Revoluției din decembrie 89 și ce să vezi, ia foc fix fondul de carte rară și ia foc și registru. Mm-hmm. Clar. Și dispar niște, iarăși, aceeași mafie care a ciurdit picturi, busturi, a zis să își bage un pic boticul și la fondul de carte rară. Au trecut, în schimb, evenimentele. Clădirea a fost restaurată până prin 2010, dacă nu mai târziu puțin. Este meritul actualei directoare, doamna Mirei Rădoi. Iarăși, sunt oameni meritoși care merită menționați că a restaurat integral clădirea și că a reînființat Fundația Universitară Carol I. Deci acum există din nou entitatea originală. Și cumva și prin evenimentele organizate, clădirea își menține până astăzi statutul. Este o bibliotecă modernă, organizată după toate criteriile de biblioteconomie, care dă acces studenților la fel de fel de materiale de informare. Acum ne mutăm atenția vis-a-vis pe Calea Victoriei la ceea ce a fost până în 1947 Palatul Regal și în prezent este Muzeul de Artă a României. Istoria clădirii astea are vreo 200 de ani și mai înainte aici a fost tot o curte boierească, a unor boieri, astăzi iarăși cam uitați, au fost boierii Colfescu, un neam care, dacă știu eu, se continuă până astăzi. Un boier Colfescu, din păcate, se pare că este implicat în afacerea mazilirii și ulterior uciderii lui Antimi Vireanu, mitropolitul de origine georgian al Țării Românești din vremea lui Brâncoveanu, care pentru că l-a trădat cumva pe domnitorul Nicolae Mavrocordat, a fost chipurile ar fi trebuit să fie exilat la mănăstirea Sfântei Caterina din Sinai, dar turcii din escortă au avut ordin să-l ucidă pe drum și i-au aruncat cadavru în râu Tungea. Boierul ăsta Colfescu se pare că a instrumentat toată treaba asta și tradiția spune că Antimi Vireanu ar fi aruncat un blestem asupra lui să se aleagă praful de întregul neam. Și cert este că istoria familiei e destul de tristă, astfel încât treptat intră în proprietatea mănăstirii Văcăreștului, Crețulescu, care se găsea lângă, până când este cumpărată de la aceasta de către boierul Dinicu Golescu, unul dintre primii noștri boieri reformatori, care întrevăd necesitatea ieșirii spațiului românesc din sfera de influență otomană, automat din area culturii orientale și trecerea în spectrul civilizației occidentale, unul dintre primii boieri care călătoresc până afară și constată cu stupefacție care e decalajul între noi și Occident, e celebra aia cu adobanii, așa. Revenit în țară, ridică primul palat. El corespunde în mare parte, cum privim clădirea așa, aripii stângi, care vine cumva perpendicular pe Calea Victoriei. Exact așa venea vechea clădire, deci nu stătea cu fațada la Calea Victoriei, venea perpendicular pe ea. Un palat mare, cu vreo 50 de încăperi, pe care tatăl lui Dinicu Golescu, când îl vede, zice: bravo, fătul meu, dar cu ce-l vei lumina? Exact ce vorbeam mai devreme, doar cu lumânări costa o avere. Și Dinicu Golescu are o vorbă cumva memorabilă, nu cumva, memorabilă: tată, eu clădesc pentru viitor. Adică să va găsi la un moment dat și mijlocul să luminezi toată treaba asta, dar eu îl fac să fie. Dinicu Golescu a avut numeroase inițiative de modernizare, rămâne cumva așa emblematic cazul romilor pe care îi instruiește în ceea ce privește muzica de fanfară și care au făcut cinste după aia în alte situații memoriei lui Dinicu Golescu, dar moare înglodat în datorii și este nevoit să vândă casa. Culmea, fiusul, îmi pare, i-am uitat numele mic,
un colonel Golescu, este în caleașcă cu Carol I, în momentul când ăsta intră în București și este adus să vadă Palatul Regal. O snoavă spune că regele, care se înțelegea cu românii în franceză, că asta era cumva lingua franca la momentul respectiv, nu-și dă seama exact, în primul rând, că e un pic oripilat de aspectul de sat al Bucureștiului, de clădiri de mici și de chirpici majoritatea, și când ajunge aici, îi se spune că au ajuns și el cumva nedumerit zice, dar uele-o palee, dar unde-i palatul? Și îi se spune că ăsta e palatul. Acum părerile sunt împărțite, alții zic că nu era atât de modestă reședința lui Nicu Golescu, exact cum reiese și din mărturia construirii ei propriu-zise, dar într-adevăr nu prea era utilată să fie palat regal și fusese neglijată în perioada intermediară. După ce iese din proprietatea lui Golescu, devine sediu guvernului revoluționar de la 1848. Rosetti, Ghica cu Brătianu ca secretar, aici își stabilesc sediu, dar nu rezistă mult că intră turci în țară, știm povestea. Și după aceea, domnitorii ulteriori, Bibescu și Știrbei, o folosesc doar ca sală de ceremonii, pentru că fiecare avea, Bibescu avea palatul casele lui Brâncoveanu din capătul Căii Victoriei și Știrbei am fost deja, avea palatul ceva mai sus. Și drept urmare, e un pic neglijat. Cuza stă aici până la lovitura din februarie 1866, când monstruoasa coaliție pune la punct înlăturarea lui, să reunească toate forțele politice, dându-l jos pentru că devenise autoritar, abrogase Constituția și cumva putea să provoace o intervenție străină care ducea la ruperea Unirii. Artizanul loviturii de stat principal a fost Cea Rosetti. Cea Rosetti care, ca să înșele vigilența poliției, a dat o petrecere în seara aia la el acasă. Prefectul de poliție Alecu Beldiman fusese înștiințat de unii spioni că o să fie o lovitură. A verificat, a zis la Rosetti, e petrecere, n-are cum. Dar a zis pentru siguranță, pentru că fusese înștiințat și că semnalul declanșării insurecției, mă rog, mișcării revoluționare o să fie să se sunete clopotele la toate bisericile din București, a tăiat sforile de la clopote și s-a retras frumos după aia la Jockey Club, dacă nu, nu la Jockey Club, la o cafenea, la Hug, mi se pare, stând liniștit și s-a trezit pus în fața faptului împlinit, pentru că dimineața pe la 3-4, în colaborare cu Maria Obrenoviș, cu amata oficială a lui Cuza, născută Catargi, un soi de Mata Hari românească, care l-a vândut pe Cuza la propriu. Aici îmi place că e un citat din Umberto Eco, că femeia goală este femeia înarmată. Adică abia după ce a intrat ea la Cuza și a făcut dragoste cu domnitorul, ăsta fiind ușor adormit, se trezește cu revoluționarii care se înțeleseseră și cu garda palatului că intre peste el în cameră, îl pun să semneze pe spinarea unuia actul de abdicare și să se oblige că nu va mai reveni vreodată în țară. De-aia Cuza moare în străinătate și abia după corpul este adus și depus la moșia de la Ruginoasa. Fiii lui la fel au murit la vârste destul de tinere și n-au mai reprezentat oamenii în țară și în felul ăsta s-a adus Carol în țară, prefectul de poliție, n-a uitat chestia asta, el este cel care devine directorul ziarului Adevărul, ăla care publica Chenar Negru la 10 mai, la ziua când venise Carol în țară și care spunea să te ferești străine de cui străin în casă, și este același om al cărui ziar publică niște afirmații tendențioase la adresa principelui Ferdinand, la principele moștenitor. Drept urmare, soldații din regimentul pe care îl comanda Ferdinand se duc la redacție și iar dăstuia o mamă de bătaie în redacția ziarului, după care ministrul de război, acel Jack Lahovari care s-a născut în casa de aici, nu numai că nu-i condamnă, îi felicită public pe soldați și spune că au apărat onoarea regimentului și pe comandantului lor și că îi pare rău că nu se întâmplă mai des chestia asta, le mai închidă gura un pic la... Da, era o personalitate mai vulcanică, domnul Lahovari. Vine Carol, uele palee, o fi, n-o fi, se așează aici, a rămas celebru pentru viața lui extrem de austeră și militaroasă. Avea obiceiurile neschimbate, se trezea tot timpul la 6, ora de dejun era fixă, ora de audiență era fixă, celebrele, cum să spun, snoave, că le-a dat ceasuri tuturor miniștrilor ca să vină dracul la timp la întâlnirea de Consiliu, că dacă erai persoană necunoscută sau, mă rog, când nu erai apropiat, îți întindea un singur deget, dacă erai mai apropiat două și doar în cazuri de extremă familiaritate îți dădea toată mâna. La fel, nu te scotea din dumneavoastră dacă ți se spunea dumneata, erai de-al casei, iar tutuiala nu se practica decât cu membrii familiei. Tot timpul stătea drept la audiențe și la întrevederi și cu două degete băgate la tunică. Era pur și simplu, dădea cumva impresia de mașină celor care îl priveau. S-a remarcat și prin, adică bun, bățos, nu era probabil ce sufletul petrecerii, ca să zicem așa, dar s-a remarcat în schimb mai ales armata lui, iubit teribil, în timpul războiului de independență,
războiul a început propriu-zis printr-un bombardament reciproc de artilerie între România și Imperiul Otoman. S-a petrecut la Vidin, bateriile românești au tras de la Calafat și Vidinul a răspuns asupra Calafatului. Carol era pe zona bateriilor române și au căzut două obuze turcești lângă el. Numai că nu s-a clintit, dar încă nu vorbea bine românești, a zis, asta muzic place mie. Adică l-au apreciat toți pentru curajul dovedit, cât și pentru că el practic simbolizează generația oamenilor ăsta care s-au ținut cu încăpățânare de anumite țeluri și au zis că asta e direcția de urmat și se urmează cu indiferent de sacrificii. În timpul lui se și îmbogățește mai ales decorația interioară a palatului. Paul Gautreau realizează și aici îmbunătățiri până în anii 1880. Și ulterior intră pe, aici sunt cazați evident și Ferdinand cu Regina Maria, deși ulterior lor li se dă reședința de la Cotroceni, unde de-aia cu Mița Cotroceanca. Carol I a rămas aici până la sfârșitul vieții. Forma palatului, în schimb, s-a mai modificat odată în perioada interbelică din cauza unui incendiu. Palatul a luat foc și a fost nevoie să se restaureze și asta îi dă în mare parte forma de astăzi. A mai avut de suferit odată după 23 august 44. În momentul când am întors armele, i-am luat prin surprindere pe nemți, dar nu suficient de prin surprindere ca să nu ne și bombardeze nițel. Adică ne bombardaseră întâi aliații, zicând, Doamne, vezi, Doamne, că au ratat Ploieștiul, că voiau să bombardeze câmpurile petroliere și au bombardat orașul. Și după care, în replică, ne-a bombardat Luftwaffe, a căzut teatru și câteva bombe au lovit și Palatul Regal. De asta abdicarea regelui Mihai în 47 nu se petrece aici, nu se petrece nici la Cotroceni, ci în reședința mătușii sale, așa zis Palatul Elisabeta, pentru că ăsta nu fusese încă reparat, inclusiv sala tronului avusese de suferit. După venirea comunismului devine sediu al Consiliului de Stat. Cumva comuniștii n-au vrut să se confunde cu vechiul loc al puterii, de aia au mutat sediul CC-ului peste drum, o să ajungem și acolo. În schimb, aici era folosit pentru evenimente oficiale, de exemplu, mormântarea lui Gheorghiu Dej s-a petrecut aici și tot în perioada asta devine și muzeu de artă, funcție pe care și-o conservă până în prezent, adăugându-se între timp în spate, în perioada comunistă, sala palatului menită marilor întâlniri de stat, să zicem, în perioada comunistă, care astăzi are rolul mult mai simpatic de una dintre principalele săli de concerte din București. Și intrăm acum pe strada Cea Rossetti. De data asta numele este perfect explicabil pentru că Cea Rossetti a locuit aici. A avut, din păcate, niște probleme similare cu Eminescu. Deci, dacă a existat un om care a visat întreaga viață realizarea unui stat național român, ăsta a fost Cea Rossetti, un liberal radical, adept al curentului republican. Era aripa extrem de progresistă a Partidului Național Liberal. De-a lungul timpului, deci Rossetti pleacă cu Revoluția de la Pașopt, este membru în Guvernul Revoluționar, îndură exilul și condiții destul de grele, că era lipsit și de surse de venit și de altele, revine în țară, realizează faptul că presa scrisă este principalul a formă de propagandă a epocii, înființează celebrul ziar Românul, ziarul cu cel mai mare tiraj al epocii, vreo 3.000 de exemplare, ceea ce la populația și la gradul analfabet de la vremea aia era ceva nemaipomenit, în care promovează și ideea afirmării identității naționale și ideea unirii principatelor. El este la fel instrumental în unirea de la 1859 în alegerea lui Cuza. Cum am văzut, este cel care îl și dă jos pe Cuza în momentul când își dă seama că nu este omul de care au ei nevoie sau că devenise indezirabil între timp. Deși se opune ideii de monarhie, până la urmă e de acord cu venirea pe tron a lui Carol I, participă activ și la războiul de independență și își dorea la sfârșitul vieții să apuce să vadă și statul național unitar român. Drept urmare, asemenea lui Eminescu, duce o campanie de presă și nu numai, legat de unirea tuturor românilor, ceea ce contravine politicii noastre de alianță ca Austro-Ungaria, respectiv într-un discurs în Parlament, la ocazie festivă, nu mai știu exact care, îi numește pe Carol și pe Elisabeta regei tuturor românilor, ceea ce ajunge la urechile ambasadorului austro-ungar, care la fel cere să fie potolit Rossetti și spre deosebire de Eminescu, lui Rossetti îi se dă foc la casă și la tipografie, adică îi se ia și locuința și sursa de venit. Și cum spuneam, statul vrea să-i voteze o pensie, ăsta respinge indignat, spunând că am vrut să fac politică pentru binele țării, pentru buzunarele mele. Și moare la mai puțin de un an după, într-o locuință pe Dorobanți, în mizerie, practic.
Înmormântarea lui, din câte știu eu, mulțumită domnului Emanuel Bădescu, a fost cea mai numeroasă din toată istoria capitalei. București avea 300.000 de locuitori și 100.000 au fost în stradă. Deci o treime din populația capitalei. L-au condus pe Alaiu Mortoar, care s-a dus la Belu, pentru că Rosetti este și cel care a organizat cimitirul Belu. Baronul a donat terenul, dar cel care a făcut cimitirul propriu a fost Rosetti, care la vremea era președinte al Sfatului Obștesc, adică echivalentul funcției de primar general actuală. Și a pus astfel amprenta și asupra orașului. Sunt mai multe aspecte, dar iarăși continuăm discuția altcândva, că am ajuns la două obiective, sunt alăturate. Hai să luăm pe ăla care sare mai puțin în ochi, respectiv ăsta din stânga. În prezent este sediul casei de licitații Artmark. Dar clădirea în sine este monument istoric și este Palatul Cisianu Racoviță. Vorbeam de familia Cisienilor, că au avut o grămadă de proprietăți adiacente cumva căii Victoriei. Ăsta, ulterior, printr-o alianță matrimonială, ajunge pe seama familiei Racoviță, care ridică acest palat. Se găsea pe, probabil, cea mai estică proprietate a celebrei altădată Procopoaia. Procopoaia era o fată bătrână, era fiica generalului Procopie Canusis, și stăpânea la un moment dat un domeniu bucureștean care cuprindea toată zona dinspre Știrbei Vodă, în zona casei radio de astăzi. Avea casa ei propriu-zis, era pe strada Virgiliu de azi, și stăpânea niște hectare în centrul capitalei, mergând până aici. A rămas în istorie drept una dintre cele mai celebre moșerese și câteodată și printr-un mic scandal că o fraierise un călugăr spunându-i că îi dă o cutie în care să găsea Sfântul Duh. Așa. Dar casa rămâne în proprietatea familiei Racoviță până la naționalizare, când aici e deschis o alimentară. Că na, asta a fost practica. Nu știu dacă a revenit în mâinile familiei după 90, dar cel puțin are și asta un rol cultural al casei, fiind o casă de licitație de obiecte de artă, și cumva își păstrează statutul și este și bine renovată. În schimb, vis-a-vis avem una dintre cele mai originale clădiri din întregul București. Este vorba de Muzeul Teodor Aman, organizat chiar în casa acestui artist. Teodor Aman este fondatorul Școlii Românești de Bele Arte împreună cu Gheorghe Tatarescu și tot în cadrul școlii astea a activat în primară și Carl Storck, care în felul ăsta este primul nostru profesor de sculptură. Carl Storck s-a ocupat de decorația casei, care este absolut eclectică, deci vedem elemente renascentiste, vedem elemente neoclasice, dar eu, din punctul meu de vedere, este o bijuterie arhitecturală și e un fapt mai mult decât fortuit că se păstrează în mare parte neschimbată la peste 100 de ani de la moartea lui Teodor Aman. Teodor Aman moare în 1891, Academia Română a făcut un gest de demnitate națională și l-a declarat academician post-mortem la centenarul morții sale. Și dorința lui a fost urmată de soție, de Ana Aman, care a donat casa împreună cu cabinetul de lucru, care păstrează toate ustensilele neschimbate ale soțului ei, și cu vreo 165 de opere. Teodor Aman este pictorul României revoluționare și deși unii îl consideră surclasat ulterior de Nicolae Grigorescu și de alții, eu personal îl consider unul dintre cei mai mari pictori pe care a avut vreodată România, și cu o putere de creație și cu o claritate în vederi absolut remarcabilă. Iar faptul că a avut și altruismul ăsta să lase casa, exact cum vorbeam și de alte exemple, și ăsta nu era boier, dar să lase casa municipalității, spune ceva și despre firea lui ca om. Și este, practic, întemeietorul artei românești moderne. Adică, datorită lui, până astăzi putem să vorbim de o școală românească de pictură. Am ajuns la intersecția cu strada Golescu, amintind tocmai de, dar nu Dinicu Golescu, tot timpul încurc aici denumirile, este un alt membru al familiei Golescu, cred că e Nicolae Golescu în cazul ăsta, amintind de mai vechea proprietate a boierilor golești din zona asta și cu una dintre bisericile breslelor din București. Asta este biserica Bradu Boteanu. Acum numele poate iară să sune ciudat, explicația e foarte simplă, bucureștenii, ca să localizeze anumite biserici, spune, asta e biserica cu brad. Cel mai probabil avea un brad în curte, încă are unul, dar nu cred, nu e același. Biserica are vreo 300 de ani, dar exact cum este tei. Teiul Doamnei, la fel, biserica avea cel mai probabil tei și de asta a venit și numele. Este ctitoria unui negustor și să zicem că este tot așa o biserică cu o istorie mai pașnică. Nu prea are evenimente notabile, să zicem. Nu desconsider nicio biserică.
Dar nu avem istorie foarte multă de povestit. În perioada comunistă, în schimb, aici a slujit un preot care s-a remarcă cea mai bună voce de bas din preoții capitale la vremea aia, părintele Constantin Grigorescu, să păstrează pe YouTube cel puțin o înregistrare. Dacă căutați în Google, în YouTube, părintele Constantin Grigorescu, Evanghelia, mi se pare, este o rostirea Evangheliei, să vede ce voce profundă și cât de bine stăpânea arta impostației. Și tot aici venea să slujească la un dat arhimanditul Grigorie Băbuș, coleg cu Patriarhul Teotihon și cel care a condus ca director ani buni Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim, una dintre personalitățile erudite ale teologiei de altă dată. Deci a cunoscut și biserica asta un mediu cultural, s-a remarcat aproape întotdeauna prin corul excelent pe care l-a avut. Așa. Trecem la locuința din partea asta, care dacă mergem un pic în față, o să vedem că are în continuare pe zid o monogramă, respectiv litera Z. Eu din unghiul ăsta nu prea văd, dar ar trebui să fie acolo. Dacă ne uităm în sus un pic, da, deasupra, așa, amintește de primul proprietar al casei, cel care a construit-o, respectiv generalul Vasile Zotu. Vasile Zotu stătea inițial în zona Pitarmoș și spre sfârșitul vieții, permițându-și, cere acordul primăriei să ridice locuința în zona asta. A fost șeful marelui stat major al armatei române până la ajunul primului război mondial. La intrarea României în primul război mondial era deja pensionat, dar a fost chemat din retragere, deși deținea doar formal comanda armatei române, pentru că cel care s-a ocupat propriu-zis de desfășurarea operațiunilor era adjunctul lui generalul Dumitru Iliescu. Deși cu școală franțuzească, s-a compromis la sfârșitul vieții, pentru că în momentul în care a fost deconspirat un agent german de informații, Alfred Günther, care locuia în România și care se dădea drept administrator la unei societăți comerciale sau ceva de genul ăsta, ăsta a lăsat, accidental sau nu, o listă cu colaboratori, cu informatori ai Germanii în biroul lui, listă pe care figura și generalul Vasile Zotu și se pare că de rușine că a fost deconspirat, s-a împușcat exact în podul casei astea. La 1916 își trage un glonț în cap în podul casei, unde este găsit ulterior și este mormântat la Belu, într-un sarcofag deschis, unde toată lumea spune o prostie, că sunt două torțe cu flacăra întoarsă în jos și toată lumea zice că e semnul trădării. Nu este niciun semn al trădării, este un simbol funeral și un simbol masonic, pentru că torțele cu flacăra în jos erau folosite la ritualul masonic asociat în mormântării. Dar lasă bijuteria asta de casă, ale cărei fațade, din păcate, ar merita o restaurare. În dreapta sunt clădirile slugilor și ne mai lasă ceva în spațiul bucureștean, respectiv fântâna de la Sărindar, din fața cercului militar. Acolo era o mlaștină pe secolul XIX și generalul Zotu, având și militarii la dispoziție, reușește asanarea și amenajarea locului. Este prima fântână arteziană din București. Și, bineînțeles, că amintim și de hotelul Lido, cu celebra sa piscină cu valuri, care era cumva voga Bucureștiului interbelic. O vedem și în filmarea din Secretul lui Bacchus. Gheorghe Dinică, personajul negativ, stă la un dat pe marginea piscinei de la Lido. Mai înainte, aici a fost proprietatea, pe locul unde se găsește hotelul, a unui moșier, ca parc Angelescu îl chema, care a reușit, prin relațiile pe care le avea, să modifice cursul bulevardului Magheru, numai ca să nu-i se taie lui proprietatea, să nu fie expropriat și să face un pic de gât pe unde trece bulevardul aici. Și mai încoace un pic este casa familiei Butculescu, scapă numele lui mic, cred că Dimitrie Butculescu, tot Abdelu are mormântul, a fost primul om care a dezvoltat expozițiile cooperative în România, deci produsele autohtone, una dintre primele fiind făcute în Cismigiu. Și este tot la fel o familie care s-a preocupat de dezvoltarea țării. Da, o să vorbim mai multe despre el, pentru că aici punem capăt turului de astăzi și rămâne să ne revedem data viitoare tot de aici și să mergem înspre Dâmbovița, da, pe același tronson. Mulțumim! Și mie, mi-a părut bine!